Am căzut să live, what the fuck? Bă, cred că e de la muzică, nu mă lasă să... De muzică un pic mai încet. Cam tot dă remove la... Dă remove la clipuri, aparent. Lăsă muzica mai încet acolo și să fie așa pe fundal, mai mult pentru mine, gen. Tot am asta, mă, cu channel Violations, că nu vreau porna să închid ăștia canalul, nici măcar nu l-am deschis bine. Sau, și mai bine, și mai bine ca să fie treaba safe. Hai să oprim muzica. Oprim muzica, facem alt live-ul, luăm de la zero, pula mea e. Ia mă, mi s-a conectat asta? Hai că mi s-a conectat și chat-ul. Să văd și chat-ul acum. Bun, dacă durează vere, băga mea și pula. Next server. Merge sau? Am înțeles. S-a produs roleplay pe partea de calculator, că dacă îi dau o dreaptă, îl fac 3 calculatoare. Oklahoma State Roleplay. O de nașpa fără muzică pe fundal. Bă, oare pe rap de ăsta românesc îmi iau strike? Și am zis că modific și eu ăsta să nu mi-a apărat League of Legends, hai că l-am modificat dacă e. Am înțeles. Pe viitor. Primul, aia zic, Sharky talentat. Sharky e bun, Sharky e om. Sharky e bază.
Pitbull aici pe stație? Poftim? Ai ceva? Mă, cine vorbește, vere? Ești pe stație, Pitbull? What the fuck, unde vorbea ăla și unde era eu? Aia ca așteptăm până intră pitul pe stație până una alta, mergem să spălăm repede banii, cumpărăm arme. Și pe aia dăm o fugă pe la meta. De fapt nu, după aia trebuie să duc armele pe Caio, pe Caio pe oraș. După aia dăm o fugă pe la meta să vedem care e situația. Dacă avem și noi loc să farmăm. Să facem meta. Amfetamină. Nu gaming, amfetamină. Mamă, ce hal arată duba asta. ...63 de FPS-uri. Bă, cred că și stream-ul ăsta, cred că mă fute la FPS-uri. Mai ales acum, după restart, ar trebui să fie mult mai multe. ...50. Ai noroc. Ai noroc. Ciao. Seara, băieți. Aveți că ești mult băieță spălat? Avem mult, da, de spălat. Avem 15 milioane, șerif. Și o să fii full toate mesi. Unde? Îmi faci și mie loc de 400 de mii să scap și repede de ei? Bă, sincer? În 5 minute îi fac ăsta la repede. O masă, că la 15 milioane ce mi-e 10 minute în plus? Păi da, cu aia, dar trebuie să facem matriții cu aia măcar, că noi suntem mulți și gen, să nu stai degeaba ceilalți. Ei fac, eu fac, că ea face, pula mea face, că numai eu fac. Ia vedeți, bă, 15 milioane, pare. Tra asta trebuie să faci ca 2000 de guvizi. Advanced pe scară. Gata, hai țapule. Împachetează-i. Stai să împachetezi. Mai dă-mi un elastic mare. Aveți elastice mici sau aveți fix? Am cu de. Îmi dai și mie câteva. Câte vrei? Dă-mi 7 câteva. Nu mă las, iau, e nebunici tu. Cine-i băiatul ăsta? Cât mai ai? Stai să-l ultima mână. Bun. Mi-am 77.000. Cred că am nevoie de înapoi de ăla mare. Eu tare sunt unele. Da, trebuie. Bag repede ăștia 400 de bii sau? Bă. Am zis sincer. Hai că-i fac rapid, e imediat, deci nici nu mă vezi. Bam, bam. Mamă, ce nac din părți. Ia tot. Hai să-ți dau alea înapoi. Hai șefule, să-ți dau 8 matrițe.
Bă, păstrează cu aia ăla, cam. Păi, lasă că n-am nevoie, poate ai tu nevoie. E, căcat. Da, azi mă încoace dacă n-aveți nevoie. Vă țug la patina pe toți. Hai să-l spăr. Hai, pop, zapele. Labă, boys. Bă, am primit un mesaj pe telefon. Pot să mă uit pe telefon? Hai că pot, dacă e. Dacă e. Ok. Și pe stație, mă, Pitbull? Vreau înapoi la voi dacă intram în poliție? Stai, mă, în poliție, fă-ți roleplay, fă-ți bani, fă-ți alea. Și când te plictisești și ai chef de roleplay de mafiot, ești binevenit la noi. Toată lumea e binevenită la noi. Nu facem diferențe. Câte mai am? Ah, gata, talent. Încă două. A, ce nu-mi place asta cu spălatul banilor, era mai mișto înainte cu aia, când spăla sindicatul, te aduceai hau, imediat. Bine, pe o parte nu era prea roleplay, așa e mult mai roleplay, dar... Dacă se strâng 3-4 familii să spere bani aici, pe aici mori. Îmbătrânești să moară viața mea. Bere, sunt postația greșită sau de ce pula mea sunul ăsta? Ce faceți voi, bă, nebunilor? Bă, salut! Ia matrițe de la Tudoric. O să mă pariez în gura. Bă, dar să-ți dau matrițe. Am și eu de spălat 6 milioane cu aia, ca să știți. Să fii sănătos. Mama, nu mai cu sume de-astea să arunc aici. Ia nouă matrițe. S-a produs o faptă. Radule, să-i dai tu trusul. Bă, ești prea pro... Ea era promisă de mult. Fac arme. Să iau arme și după aceea să le duc în oraș. Și după aceea să mă întorc înapoi. Să trăiesc cu Pitbull. Uai, ce bine mă simt acum. Cum a fi să vină o razie acum? Mulțumesc, nu mi-ai dat nimic așa, mulțumesc.
Coaie, am apucat încă o cafea și degeaba, să-mi bat piciorul. Am băgat-o degeaba, tot îmi ies somn. Cred că schimbăm tactica și cred că mă duc la magazin să-mi cumpăr niște energizante. Bă, mai am multe matrițe. Asta e ultima. Cred că asta facem, boys. Mergem să ne luăm niște energizante, că nu prea merge situația. Doamne, cât de obosit pot să fiu. Spor, băieți. Salut, boss. Vă rog, noroc. Salut, salut, care a salutat. Trebuie să-mi bag veste în dubă, adrenaline, truze. Pula mea. Cât ai zis că cumpăr de-astea? Cumpăr 3, nu? Mai ai nevoie de ceva după LS că acum plec. Bă, nu, am totul deja aici pe Caio. Vin pe LS să aduc ceva, să las niște arme și o să mă întorc. Ne vedem la... Ne vedem la depozit pe Caio. Să intri pula mea pe stație. Hai că intru acum, că nu știi, stai și imediat. E pe aia, ultima gen. Hai, închide tu că te sun eu. Și mai am 8.000. Ula mea, 8.000. Ce pot să iau de 8.000? Mai luăm niște adrenaline de asta, sau? Nu, lasă, aducem direct de... 8.000. Îmi trebuie bani pentru depozit. Bă, trebuie neapărat să cumpăr și eu mancez. Da, mă, da, te auzi. Bă, pare că e liber la metamfetamină. Cât plec, n-am nici pe care, dă-i o fugă pe la meta, vezi dacă e cineva pe acolo. Să te uiți pe la meta, vezi dacă e cineva pe acolo. Navy frumos, bă. Hmm? Ce Navy frumos. Mă ieși pe mine până în oraș, te rog. Da, rege, cum să nu te iau. Te duci în Vespucii sau? Da, în Vespucii. Ok.
Mulțumim. Băga mea și pula să-mi bag, băi, deci tot obosit. Bă, dar am dormit, cred că am băgat vreo 9 ore de somn. Și tot mă simt obosit rău de tot. Și că-s ultimul bătrân să moară viața. Bă, ce rău îmi pare că a trebuit să opresc live-ul ăla. Cosem și noi 40 și ceva de like-uri, păcat, păcat. Era un live frumos. Trebuia să las ghiozdanul ăsta mare pe care. Nu știu dacă mai am ghiozdanul mare pe care. Mersi, Mane. N-ai pentru ce? Spor. Spor, spor. Deci avem 5 naviuri, 4 combaturi, 2 gadgeturi, da boss. Ai un healy? Da boss, am și healy. Mergi pe căiul? O să merg, dar nu chiar acum. Înțeles. Tu, băiat, în roșu? Poftim. Zic că ai un healy? Am, dar nu merg acum. Cine poți să merg de-aia mie, te rog? Poftim. Poți să merg de-aia mie, te rog, să mă duc? Nu prea pot că mă blochez, dacă înțeleg. Ce că... Și că e pe viață. Ok. L-a depozit, poate sparg vreun mod. Cine... cine o avea? Dolo parcă. Dolores parcă. Nu mă așteptam dacă e pe nostru sindicat. Informații. Puente.
Carama, pom, sunt ok. Ban, punem asta aici. Parcăm asta. Aveți că am găsit băia care să mă spele, îi dau imediat elicopterul, că nu mai am nevoie de el și dau la băie. Hai da. Bună dimineața, domnule Blue. Da, doamna, ce reporte? Vreau să zic că vine acum băiatul până la mine pe care să se pornește niște bani. Și dacă vrei să ne întâlnim, să faci și tranzacția aia, nu? Să vorbești, dacă am văzut că ai ieșit tu la Meta sau unde ești. Bă, sunt în oraș, sunt pe LS și alea tot pe LS le-am, ar fi indicat să ne vedem pe LS, gen. Bun, atunci eu o să discut cu el după ce-i spui la alea și te sun, bine? Ok, ok, ha. Așa? Ne eu mai auzim, am fel de procesat niște coca și până vine și băiatul și după aia te sun, bine? Bă, mai am și niște treabă și după aia tot așa cu niște minute și cu una alta. Atunci, se atunci poate, eu, nu știu, într-o oră așa, ceva de genul. Atunci, după ce termin cu ăsta... Cel mai ok, după ce termin cu el să rezolvăm. Dacă nu pot să vin eu, vă întâlnesc voi, bine? Și așa, poți să-i dai numărul meu dacă nu și mă sună el. Da, și dai numărul și vă întâlnesc după aia. Bine, bro, hai. Bine, te pup, salut. Ce v-am să fac, bă, cu aia? Bă, deci sunt atât de paralizat, mă, mâncați și pula ta în dimineața asta, în ziua asta. Am și uitat. Deci trebuie să-mi scot mașina, să mă duc să-mi scot niște de-astea, ca să mai duc pe cale niște truse veste una alta. În asta am 3 truse. Bă, deci am truse peste tot, ca idee. Asta e bine măcar. Vorul meu s-a făcut căcat. Of, vorule. Ia că-l duc eu la spital. Ok. Nu sunt eu. Nu fac eu acte de caritate, mă. Dracu. De ce în repe? De ce în repe? Urât, urât. De ce dați mă disconnect un rol pe un voice, mă? Bine, domnule, dar cred că o să fiu și eu, nu știu, vedem. Bine. Ok, zi bună. Nu, domnul, lucrez ca manager la serviciul Benis de lângă grup. Iauzi. Bună ziua, domnul medic. Bună ziua, lăsați-l băgă acolo. Sigur că da. Nu știu sincer dacă are buletin la el, dar vă descurcați dumneavoastră, da? Da. Bună ziua, bună, vă doresc. Îl internăm, domnul, sau? Bun. Deci, practic, cu acaurile cumva am rezolvat. Trebuie să mă văd cu băiatul ăla. Bac pe de stâlp, cine l-a pus acolo?
Mă, și după restart și tot, parcă mi se mișcă urât să-mi bat piciorul. Mă, pe live se vede ok, gen stream-ul se mișcă bine, se vede pixelat și asta. Poate am eu problemă în pula mea și de la internet sau de la calculator, că îmi bag până în el. Mi se pare insane că mi merge asta cu 80 de FPS-uri în zona de asta care și pe care nu e populată. Bun, luăm o dată 3 veste. 20 de adrenaline, 10 3 kg. Așa și mai putem să luăm cu 2 truse. Talent. Ia vezi mă Pitbull, că a zis cineva că deschide. Vezi dacă e deschis. Salut Giovanni, e pup, bengalezule. Bă, nimic în momentan. Ah, ba da, e posibil azi, s-a anunțat acum un minut. Ah, ok. Ai grijă pe Caio, dacă e... Stai și să mă duc acum. Mă, de ce am luat-o pe... Pleacă razia din paleto. Au. Ia să vedem dacă mergem să ne batem cu razia, boys. Dacă n-avem oameni care merg să se bată, e închis? Da. Switch? Nu e închis. Ok. Închis, nu, dar nu mai face gluma aia cu... Știi. Nu știu, mă, despre ce vorbești. Nici eu. Hainele de la... Până iau hainele, genul. Ești pe stație, Lupule? Da. Unde ești? La planta cea mică de Marie. Hai că acum plec și eu de pe LS. Niște veste. Dă-te repede și ies dacă vine.
Bă, sper că ajungem la timp pentru razie, să apucăm să ne și batem. Ce ziceți, mă, boys? Facem puțină pușcărie corectă, regulamentară. Ne luăm bătaie de la razie, păreri? Cum e aeroportul? E liber? Nu, încă n-a venit, încă n-a venit. Venim și... Alo. Plan de acțiune? Batem tot ce prindem. Vedem să vină, aia e important. Ne strângem măcar într-un loc gen aeroport. Ne strângem la Bama. Hai la Bama să vedem cât suntem. Razie, la Vama, aterizat elicopter. La Vama, ok. La Vama, 2 elicopteri la Vama. Vin acum. Un elicopter la plantație. Nu, nici n-am ajuns bine, m-a și călcat al meu cu motorul. Mi-a dat o veste jos. E bun, e bun. Hai că am început bine. După plantație. Și pe plantație și la Vama. Sunt la Vama. Ah, sunt la Vama. Hai la plantație repede, că i-a luat pe bunii. Câțiva. Care plantație? Mică, mare? Mare, la Coca. Scherazie. Adi, hai că acum vin și eu să-l aștept. Acum vin spre Vama. Hai mai bine să ne strângem mai mulți undeva, că... Haideți spre Vama, toată urmele, spre Vama, că de să luăm Vama mai întâi. Un heli pe stânga, înainte de Vama aici, am văzut. Ok. La Vama? Razie. Păi, hai să ne batem cu aia, de ce fugiți? Doamne, un cățeș. Heli la Vama, dreapta. Da, așa că nu prea văd pe nimeni. Mai e careva la Vama? Heli deasupra la plantații. Deci unde știți, că mă bacui? Deci la depozit. Bă, sunt singur pe partea de Vama, nu mai e nimeni aici, mâncați-și. Am stat spre plantație. Schiurazic cu ei. Da, păi, vrem să ne batem cu ei. Două heliuri n-aia la
Hai, arăve. Blu, vino la vamă, Blu, vino la vamă, veniți la vamă, veniți la vamă, repede. Acum am două elicoptere după mine. Cum aș pune de după coaie, trebuie să-mi cumpăr neapărat un monkey ăsta ăla, că... Am dau să... Ajutor! Vă rog și pe elicoptere! Mă auziți pe stație? Haideți la vamă, să ne batem la vamă! Vine și puente acum, mergem, venim toți! E deja radia, m-a început? Da, da, sunt la vamă, aterizați! Cineva de la Galben sau SOA? Da, acum stai aici. Vin la și ieși. Puente pe aeroport, că știu cine e picat. Puente, aveți un pe aeroport picat. Acum, acum vin eu, te ridic pe băiatul de la BD. Cum e îmbrăcat? Anorac negru cu pantaloni scurți. Hai că văd imediat de cine. De la Bărba de Galben. Nu să-mi iau înapoi mașină, băgăm eu și pe ăla. Bă, este mă. Da, da, vin încă. Ce trebuie să, de reparație sau de... De reparație, de reparație. A, pula, n-am la mea. Mai exact pe aeroport, e picat băiatul la băiatul. N-am la tuning. În mijloc aeroport. Mă, ce-au venit băieții, mamă. Am duba în spate de tot. Repede, că am treabă. Auziți? Mamă, era tot spart. Le-am pe toate, le-au spart și elicopter, valei. Băi, am avut două elicoptere după mine. Mă rog cu ăștia că au venit. La vamă, Dicozi? Haideți, băieți, că vine acum brigada de intervenție. Aia de la vamă sunt picați. E liber pe aeroport? Da, 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 da. Merge nepotul meu cu 20 de ori. Ziceți-i clar, Dicozi, unde mai e poliție? Unde mai e poliție? Heliuri aici la arme, mai multe. Bun, hai repede și noi la arme. Hai toți. Hai la arme, dacă i-ați bătut mama. Picați unii la tutunul, Heli. Oh, low. Ești prost rău, coie. Ești prost rău. Ce-am făcut? Așteaptă-mi pula mea aia. Ai dat, ai dat înapoi. Ai picat toată insula, să nu se ascundă ăștia, să vină. Dă-i iar, gen. Iar. A mers, gata. E liber la arme să fac și un refil? Da, da, da. Nu pot să-i scot nimeni. Dă-te jos, stai, stai. Nu te-aș fi dus spre casă, ratat. Mă duc eu să verific la fără. Păi, e liber la plantație? Ia, ești pula în gura ta, nu-mi văd Dico din cauza ta, tu te-ai în gură. E liber la plantație. Dă-i limita de dori, așa, gata. Și la arme, tabacul nu mai e nicăieri, da? Ai bătut Rajan, zic eu. Ești ca la arme și o să știu dacă poți să stau și azi. Poți, poți. Ce la arme, sunt eu acum. La casa acolo. Unde văd Icuț? Băi, ați bătut deja pe toți. Da, sunt bătuți. Hăi. Grasule, ce zici? Ia, 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 ceva aici? A, doar niște Icuț picați. Uite un băiat. Stai să-l, stai să-l ducem la spitalul. Lasă că-l iau eu tu, condu. Mă ții dacă e. Hai. Wow. Nebun, nebun, ești nebun rău. Băga mea și până cum nu se stau. Da, da, e picată toată radia, gata. Ok, probabil o să vină toți. Mă, ce mă ține verde? De ce nu pot să merg? Mă, coia, așa repede? Probabil stau în aer, mă, și... Nu crema, au fost câteva heliuri, au fost 4-5. N-au fost multe. Oamenii, ești bubul elicopterul ăla? Da-l, mă, pe ăla mea de elicopter, că-s băiți acolo. Bă, aia e cineva lângă ăla, coaie. Unde vrei să te duc?
Înapoi la famă să-mi iau dubă. Dacă ăștia au fost bătuți, două elicoptere aici, trei și cu doar cinci elicoptere au fost. N-am văzut picior de decod, mă crezi? Sure, sure. Au. Hai dă-i. Baracoda păsat eu. Da, da. Veți un picat aici la vamă. Acum venim. Bizlei, să-mi suși carasul, bă. Ăștia din puente, hai pe stația noastră. Ok. Stai, mă, poate mai vin odată. Dacă mai vin, te muți pe stația să înapoi. Alo, da? Ieși. Hai, mă, dă-i la vamă, că avem un picat. La vamă avem un picat. Stai, mă, puțin, Fanny, că mă bag cu rajete și nu-mi cinci, dai, pa. Iar, alt... Mama, mâncați-i și pula ta, dacă mai mă urc în viața mea cu ăsta în mașină. Uite-te puțin ce ghinion avem. Zici că suntem ultimii proști. Da, ghinion, într-adevăr. Nu că ești tu paralizat de nu vezi mașină și intri în ei. Gata, m-am pus pe scaun. Te-ai pus pe scaun? Că mi-ești pe în gura ta. Lasă-l pe la noi. Ah, poate o fi de ăsta mare. Ia vezi mult ce are pe el. Mai este mult rău de sau a picat? Nu, mai e nimic momentan. Ah. E de ăsta pulos, mă. E pulos, nu? Da, e pulos. O stație sau nu e nicio stație comună? E stație comună ceva? 33-69. Așa. După cum e îmbrăcat, cred că ăsta e zăp. Da. Ce crezi? Oh, creier. Da, a dat-o în mine de... Domnul zăpă. Zăpăcit? Lupu, MG fără ghiozdan? Bă, Lupule, tu n-ai ghiozdanul la tine? Da. Și de ce nu îl pui pe tine când ai MG-ul ăla? Cum adică? Da, să iau și o dubița misterelor de aici. Cum adică n-am ghiozdan? Ia. Mașină, a, da, corect. Corect. Da, mă, ce e corect, nu e greșit. M-am dat jos direct NG-ul la ei. Da, mă, da, am auzit de tine. Bun? Bă, nu mă fă, mă duc nu fac vreo tăpere. Hai că dacă i-am văzut și o razia, boys. Mi-era că sunt, că am văzut elicopter legend și mi-era să nu mă duc eu singur în pula mea să pușez vama, dar de fapt era deja bătut, îi bătea ăștia de pe partea asta altă. Bă, în picere și până-i, te rog frumos, aici. Păi nu sunt extrem off-road cu asta, asta e off-road, nu e extrem. Ia, scuze, s-a mor de vreo sec. Bă, a fost o desincronizare. Ești prost rău de tot. Scuze, s-a mor. Așa stă tu e în buș, să mă bagă. Băi, erau furt, așa stă tu. Mă bronzam. A, ceva. Ia zi-mă, ce-ai pe tine? Ca toată, două kituri de spargere, 2500. Hai să-ți dau, să-ți dau de-astea. Poate mai prind și-o vrumător ceva pe ci. Mai fur puțin. 10, 2 kg, 20 de kg. 150. Ai loc pe tine? Îl săgi? Nu. Cât loc ai pe tine? 40 de kg de credit, sau... Asta-i. Ți-l dau pe tot? Nu cred că intră tot pe mine. Mai bagă... Sau ia, ține pe tine și bag eu în dubă și hau miau. Sau ai loc în ăsta, în mașină, ai 40 de kg în portbagaj? 30 de kg, cred că am. Păi cred că țin cape, mă, trebuie să surf că trebuie să-ți dau. Adi, mai ai? Da, da. Sau mai bagi și în depozit, gen. Ai bani să-ți dau bani? Să... Bă, mai am eu 35.000 și 2500. Hai că-ți ajung. Trebuie să-ți dau și de alealte. Cât bag de la mine de aici, surf? Hmm? Îl bag pe tot surful ăsta. Da, vezi că n-ai loc. Imediat îl bag. Gata.
Așa, și trebuie să iasă 150 de pachete din toate astea. Stai top și efedrină și toate alea. Ce dracu? Și tu sau? Ia, auziți băi, că e cargo deasupra la caie. Ca și tu? Este deasupra la caie. Da, vin și eu să te ajut, dar bagă asta la tine, că gen pula mea. Bă, dacă ai stat 2 ore jumate, ar termina 2 ore jumate, 3. N-ai loc. A, stai așa. Gata. Tot n-ai loc cu aia. Dracu, n-am loc, mă. Am fost să-i pe tot. Păi câta dracu ai? 750 ne trebuie, nu? Unde? Hai să-mi scot. Ia, las alea între timp, că pula mea. Hai, mă, hai. A aterizat la vama? Lupule, hai. A aterizat la vama, eu. L-a dus la bun iară, pe spate, buș. Hai, ei. Două persoane picate din galben la... Hai. Pregătiți să vină iară, erau deasupra la arme. Da, mă, și nu mai am trusă. Dă-i înapoi să-mi iau trusă din mașină. În caz de piști tu sau așa, să pulăm. A, da, da, la, e deasupra, e deasupra. Liberi la arme. Da, 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 e deasupra la arme. Deasupra la arme. Ha, stai așa. Farabil a picat aici. Acum, stai așa, mă. Acum mi-a dat-o Ender-ul lui și... Dă-i, dă-i. Ha. Dacă văd alb, nu văd nimic, băgam. Ușor, în stânga. Grasul aici mai dă o trusă lui faraonul, că nu am. Unde e? Aeroport. Dacă îi dau eu și îmi dă el. Unde se bam ăștia? A zis că e deasupra, mă, un alt caterizat încă. Ia să ne uităm și noi. A, uite mă, bă, fraieri. 1, 2, 3. Bă, vrei să mergem cu elicopterul să le dăm? Crazy! Hai că urc și eu cu voi. Dau eu. N-am... Hai, hai că am combat, MJ. Ăla care n-are, hai. Conduce. Hai, conduc eu că n-am combat, hai. Stai să parchez ăsta. Ha, scoate-l. Stai și... Hai că scoate, stai și... Mă... Uite. Bă, băieți din Barracuda. Cred că aveți unul de familie mică, picat aici. Unde? E băieții în galbenă 1 picat acolo. Hai sus, hai sus cu MG-urile. Adică începe jihad. Puneți MG-ul 1. Hai că avem pe amândouă părțile, haide. Hai. Duceți-vă cu ăsta și luați până, băi. Tomă că mergem la bătaie. Da, e de la 5000 de la băi. Unde e, bă, că vă ajute unde e? Haide. Aeroport, sunt 3 persoane picate. Ha, s-o dăm cu ei. Băi, nu prea am benzină, aia e problema. N-are mă că ne ajunge ce ai. Dăm ulei să-i speriem. Că vin acum, sunt la vama, o să iau. Să trezeze capăt acolo, la lângă casa, în curba. Se pregăte să trezeze rău. Să ducă cineva cu mace, spune și acolo de acolo unde se... Băi, eu văd decât pe ăsta, mă, atâta, mai vedeți și altul? A, uite sus. Hai să pic în cargo o primă oară. Hai, hai la cargo. Haide, că ăștia aia oameni. Vedeți că încercăm să picăm cargo. Mai e și un V1 deasupra, să știți. Lăsați să trezeze. Da, mă, că ne bate din aer cu ei. Puente, haideți la mamă. Nu e nimeni nu pot să trec. Dai. Adică. Cine știu ăsta, mai la dreapta, mai la stânga, cum facem? Fuge, dar noi nu știu, cum prinzi așa să-l ții? Care este pe elicopter deasupra? Asta, trizează. Da, hit. Mamă, mă, trizează rapid. Trizează rapid, mai spus armură. Trizează. Cred că așa lasă-i să vină. Da, aterizează. Două elicoptere fix, da, la casă. La casă pe munte, aterizează la rapid. Trei elicoptere. Aterizează către... Nu, fix în sunt pădure. Pădure la arme, sunt. Pădure la arme, casă acolo. Ok, pădure la arme. Sunt. Mai controla elicopter? Unul la turni. Da, da. Două. Perfect, perfect. Mai aterizează. Poate rocili, poate rocili. Nu prea mai am acum control, hai să vedem unde aterizăm forțat, că... Poți să aterizezi oriunde. Vezi că am mancezut. Se ia heli după noi. Heli a bubuit singur. Avem heli după noi? Da. Avem la hacker heli după noi, hacker, hacker. Ok, acum. Acum vin la hacker. La hacker tot? Aterizează la mine, aterizează la mine la hacker. Da, haideți toți la hacker. La antenă, bă, lângă antenă. Hai, hai, sunt la antenă aici. Fix lângă antenă, la un turn de ala.
Merge să scoate. Câte heliuri? La Hacker, la Hacker. 4 Într-un heliuri la Hacker? 20 Claudiu, le-ai înapoi la mașină. Mario, Claudiu. Mergem în pădure noi. Deci unde e în pădure? La Hacker sau la antenă? Păi la Hacker văd că nu mai sunt. Pădure? În pădurea de la pădure. În pădure jos, au coborât doi. Și la Hacker cine dăduse info că sunt? Că nu mai sunt. Hacker. La sus, la antenă. Ba nu, fuge jos. Mamă, ne-am dus pe jos. Prozră de tot. Băgați adrenalin. Da. Repede, la... Unde aterizat? Să ne luăm. Fugem orfanetele. A aterizat pe depozit. Unul pe depozit, unul pe depozit. Gămea și pula, au tras. Mi-a dat de... Mi-a rupt elicopterul imediat. Haideți mai în stânga așa, că ne bat pe șerii pe dură. Cargă ăla strâns din buci. Aterizat la depozit acum. Eu-s la depozit. Da, stăm departe la omul, vere. Trebuie să luăm pe aici. Domnul în pădure, avem unul de la SOA mort. A? Domnul prin apoi? Nu, așa, lejerea nu. Are navi. Unde-i mă, ia-l? Că e reg, are... Dar nu pot să-l iau în cârcă. Ia, ia, hai cu ăsta, hai cu ăsta. Hai cu ăsta. Hai așa, rege, hai, hai, hai. Hai, maestri. Hai de finule, dă-i. Hai de fiind, Adriane. Unde e? Hai. Adriane, acolo la gura, mă, la arme, să ne luăm și noi. Supraveți-o un picat aici sus, cu pădure. Hai la, hai la antenă să mă iei cursare, ai auzit? Bă, Spider, vino cu aici unde e picat rec, că nu pot să-l iau în cârcă cu aia, deloc. Vino în spate, vă astăzi. Pe cine o cumărie? Nu-mi place, da? Mai mult, dai, dă-tru... Uite, aveți un picat la antenă. Unde? Imediat o să vin eu să-l ridic. Bun. Mă, poate cineva să se ducă repede de la pointer. L-am luat pe rec. Va sus, a doua plantația mică. A doua plantația mică de marihuana. Ce zice ăla pe stație? Chicken run. Crei bine totul? La antena ai spus că e de la puente? Ia, exact lângă antena și spre casă. S-a făcut bun. Și la Hacker, la Hacker e ok? Unde e Adrian? E curat la Hacker. Ea a murit. Cu Maria nu mai e niciunul. Cu Helion, bă, grasule. Da, da, da. Ia uite. Mai sunt dicoți acum cu el. Da, lasă-ne aici. E perfect, Reghe. Perfect, Reghe. Mersi, mersi. Cum e cargo ăla, mă, de era top. Hai, băi, lupule, la mașină. Nu mai sunt nici la antenă, nici mai împarchez eu elicopterul la pulivară. Aveți un pic de pointe? Bă, scuză. Nu-i problem. Hai, lupule, hai să mă duc și la de bord. Da, da? Poți vină sus la antenă că te iau eu. Hai la... Du-mă la după ca să-mi iau trusă să-mi repar elicopterul, să-l parchez. Revină încoa. De ce n-ai scos MG-ul cu aia în elicopter și ai scos cu ăsta? Mă vreau, mă vreau. Păi trebuia să te urci cu el, paralizatule. Da, cred că l-am nimerit pe ăla. Cum ai elis, ar putea să fi rămas în cargo. Pe... Și eu mi-am luat, da, eu mi-am luat hit, să știi. Asta că ai dat eu. Da, nu mi-am luat. Eu de ce m-am lovit acum? Mam, eu nu am lovit pe nimeni. N-am lovit pe nimeni. Vada la sus la antenă, să-i mai dea o trusă lui Rick? Yeah. Uite-mi dubița aia, how? La Kai Event trebuie să-i dai... N-ai știu niște glanțe de Texas? Păi n-am niciodată, că n-am voie să vin cu ele. N-am voie să vin cu ele, da. Nu trebuie glanțe să cupăr de aici. Am primit bani fără motiv. Ziceți că mai bine n-are... Cum adică eu luăm acum? Ai luat bani acum, măi? Milanezule? Te duci, că n-are nicio treabă, nu mai e nimeni. Cum pula mea la bani așa iurea? Nu cred. Când am luat cu aia bani acum? Unde pleca fine? Da, te aud. Ce zici? Mergem la noi pe stație. Hai, pente la noi pe stație. Nu-i bătut. Se face iar ochiul roșu când pui ținta pe cineva? Heli, heli de poliție. Unde? 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 A, spre de... A, pe... Da, da, la... Pe vamă, la muncea, pe vamă. Pe munte, la vamă, la vamă. Acum, Felipe.
Bun, bun. Pe munte la Vama? Da, da. Pe munte la cu gard? Da, da. Da, acolo e. Partea stângă. Să pun eu ăsta să-l călcă. Aaa, la vama, bă, dar prost sunt cu aia și eu. Care turn? Am urcat în turn? Nu, ar... Ești mine, bă, ăsta. Acum am dat în seama așa. Să plece. A plecat elicopter. Da, spre ce nu... Vino, veniți la Maria, Mario și cu ăla. Bă, aud că se bat ăștia la cocaină, pe procesare. Heli se duce către antenă. Cocaină în procesare? Heli, antenă. Unde ești, Claudiule? Aterizează la antenă. La arme, la la antenă. Eu mă duc până la Cocax, aud că se trage. La arme să măi. La antenă, la antenă, la antenă. Ei, deasupra la antenă o să fugă, o să duc acolo în deal, cel mai probabil. În valea aia de acolo. Întreabă mă pe hardă ce s-a dat, trebuie să existe un motiv. Ai șapte, să vină și al treilea. Ai un soare băgat. Îl văd, îl văd. Cum au? Până la antenă sau nu? Mă, nu se duce către arme. De-aia nu mai văd ce-s tot și lăsați-l scobori undeva. Aterizat unde ești? Aterizat acolo, lângă casă. Aterizează, aterizează, aterizează. Da, lângă casă. Unde, unde? La casă, în casă, sindicat. Hoi... De ce am lăsat eu mașina și nu m-am dus eu cu mașina și vin eu pe jos să văd dacă e cineva la Coca? Bă, la Coca e liber, nu știu care zic că se bate cineva aici, dar nu e nimic. Nu, 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 Igor. Aterizat ăla? Te-ai zis că aterizat greu. Băgat în voi! În pădurea aia de acolo, de lângă casa, și în stânga. Practic, în dreptul cum merge la azi. Antena este unul picat acolo, la observatorul ăla de deasupra este unul picat. Cred că picat ăla pe coaie, prost. Da, lasă-i să plece, nu. Nu mai vine și-al treilea uite. Trebuie să-mi iau manchez neapărat. Nu, e pica fix acolo. E jale cu aia, cu duba asta. Sau orice, și squad-ul ăla e bun, că se mișcă rapid, și extrem. Cu duba asta nu pot să mă duc nicăieri. Mori și ăsta, numele să-l iert. Fă-mă tichet cu aia. Dar ce-ai făcut vere de ți-a dat bani? Gen, care-i motiv? Trebuie să existe un motiv, nu există așa ceva, gen, ți-a dat bani aiurea. Nici pe banul nici trecut? Ai făcut un căcat de ți-a dat hara bani, nu de bani aiurea hara. Totul n-am rabit. Bă. O să măresc eu cu un elicopter acum. Bac pula, mă duc în oraș și îmi cumpăr manchez. Mai stau să caut pentru 50 de lei și pe... Mi-am zis că m-am ridicat din șoc, am tras lângă el să-l atenționez. Vorbește mă cu el, nu, pe tichet. Nu e chiar cel mai motiv pentru bani, poate... Da. Da. Ți-l obiat așa să te mai... aducă cu picioarele pe pământ, eu știu. Deocamdată nu. E gata razia, băieți? Ming, sa, de ăștia, haideți la noi pe da. Bă, mai e mă razie? Nu. Momentan s-au bătut două waveri. Îmi vine și al treilea. Hai, ne vedem la depozit, îți dau restul. Bine. Ne, pa, pa. Bine.
Aia, poate l-ai prins și într-o fază mai proastă, mă. N-avea chef de rolice de-astea. Pula mea, nu știu. Pe tichet, asta e singura chestie. Altceva nu prea ce să faci. Faci tichet și vezi ce zice. Salut, mă auzi? Salut, mă auzi? Da. Poți să dai de pe la elicopterele astea și mă aștept ce s-a abandonat de pe aici, te rog. Auzi? Mă auzi? Da. Așa, perfect. Te ducem la S? Nu, nu. Fă-mă tichet pe Discord. În fapt, dă-l pe ăla. Nu e prost așa mereu. Din când în când doar. Ce am pe mine, mă, efedrină 50. Hai că ajung și eu la duba mea în 3 zile lucrătoare. Ce-ai făcut, boss? Uite, mă duc spre dubița mea, e mai în față, pe dreapta. Bravo, tată, bravo. E ok, mai fac și sport și alea, că trebuie, cu vârsta știi cum e. Trebuie, într-adevăr. Uite, vezi ce, vezi ce dubiță frumoasă? Da, 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 foarte frumoasă e. E nebună. Hai, bă. Da, bă, acum, ho. Bă, nu cred că le-a prea ieșit razia la băieții ăștia. Ce voi torge, voi torge. Nu știu dacă au prins pe cineva. Dacă a prins, cred că au prins foarte puțin, că au fost bătuți destul de rapid. Ne-am tras și eu dacă e, după elicopter atât. Ca să ieși pula ta, n-am văzut piciuri de adicot. Man, ce zola e bun, vere, te-ai urcat pe el, bam, bam, te-ai dus imediat unde e problema, gen. Știi ce ai făcut, nu? Ce ai făcut? Da, dui două kituri la un motor și nu le reuși. Ah. Știi de ce, nu? Da, m-a grăbit capul. Dar paralizat ce ești. Te dui prea devreme. Cât loc ai pe tine? Mario. Tot 30. Oh, Mario. De Mario. Stai două secunde. Ai ceva pe tine? Nu. Aveți ceva de bug, mă vedeți, băieți? Ce? Ceva de bug, de mâncare. Am eu. Manele... 4 suntem acum pe stație? Ie. Hai să mai dau. Cât mai e după? Da, și cum vă duce mai pe aici. Să-ți dau și foliile, gen? Oricum, dacă e să nu le terminăm astăzi dimineață, știi ce fac, nu?
Păi zic, mai am și un pic de treabă eu, știi? Nu e acum, până săptămâna viitoare, gen, pula mea, nu e grabă cu ăste. Chiar nu mă grăbesc. Aoleu, îmi pare rău. Dacă nu le termin weekendul ăsta, să știi că... Nu, până sâmbătă, duminică, dacă e. Uite, mă, om cu gust frumos, uite ce dubiță frumoasă are. Păi și a ta nu e frumoasă? Altceva. Nu, zic, uite ce... Eu mi-am făcut o verde. Arată bine, n-ai ce zici. E talent. Gust frumos. Calitate. E deschis acum? Da, e deschis la meta. Mă duc să fac. Hai că merg cu tine. A fost cumva ora de azi? A fost acum doar ce s-a bătut. Înseamnă că sunt puțin safe, nu? Sunt safe și eu puțin, nu? Prima dată trebuie să nu dați răpirea, vă mulțumim. Vreți să mă bat să fac o dubă acum, hai. Una? Da, 30 tunge. Aha, talent, talent. Hai că vin cu tine să bucari treaba acolo. Bac pula, mă duc în oraș și cumpăr manchez. Pici pe aia de dubă. Asta e bună ce să faci farm cu ea, să faci bani, dar n-ai ce să faci cu ea, cu aia la... Să te plimbi pe caiu. Care este aleșinatul, mă? Loco, că a vrut să-și dea demisie. Cine, mă? Loco. Cum să-și dea, bă, demisie? Ce ai, bă, ți-e rău? Ce ai, bă, ți-e rău și ție, când vreodată. Când vreodată, bă? Ia, hai să-ți dau, bă, adrenalină, ia. Mai dai, bă, poate nu să-și revină. Bagă-ți pe bițile în cap, bă. Ce mă, calmează-te că nu... Cum mă să-și dea demisia? Cu trage... Că ești prost, ești prost. E prost, rolul că e prost. Mă, unde-i meta, mă, mai în față, în pula mea? Mai ce era, mă, intrarea? Da. Ia zi-mă, pitule, cum e? Ma, e gol. Mă, deci cum e treaba aici? Cum merge? Deci ai două butoaie la care poți să procesezi? Da. Și după îți dă metamfetamină de 1G10. Și după aia o înfoliezi cu folie. Cu folia, gen. Marihuana, dar înfoliezi mai greu. Înțeles. Bun. Azi dimineața prins să-i șofirul și mă pas să faci 4 dube care le fac eu în o oră jumate, două, vin 300 de mii. Adevărat? Da. Păi și 10... 75 de mii. Adică 10 dube e 750 de mii? Adică fac 750 de mii rost? Aaaa, talent, talent, talent. Da, dar investiția e de vreo 3-400. Și asta e adevărat. Da. Te omenez, bă, pitbule, te omenez după asta să mori. Mă duc până în oraș să-mi cumpăr o mance, să vând niște acauri și vin pe aici. Dacă e ceva, deci pe stație, poți să intru pe aia mică, da? Hai, te pup. Te pup, Roxanne, te pup. Ce zici, mă, pulosule? Roxanne, pulosu. El grande pula. Ce faci, mă, nebunul? Băi. E? Manuel,
Cât sunteți acum să-mi ziceți? Dar tu cu Manuel suntem 5-5 prezenți din 16 de hectare. E bine, e bine. Care la Mega Mall și mă rog de ei să vină la Mega Mall. Stai să parchez și eu mașina asta mică, dar eu frumos. Câte reactori sunt la ăla cu ora 4? La ora 4. Gata, e parcată. Băga mea și pula în ea de dubă. Stai așa un pic frumos. Camină la Blue 300. Și dacă e, să poți să-mi scot reactul care e nevoie de ea. Nu sunt mă, nu sunteți mă 5? Sunt aici mă, nu sunteți mă 5 acolo? Lasă-i să-și termine aia, lasă-i să-și termine aia și după să faceți ție meta cât vrei. Sunt 14 reactori pentru ora 14, pentru ora 4. Bun, când ai pe toți adunați, vezi cine lipsește și toți au oameni de jumătate de milion. Bun, vă aștept aici cine noi cu pe toți la Mega Mall. Pula, v-am dat și să alegeți ora, v-am dat tot și pe voi vă doare pula. Mă ia băga mea și pula, unde sunteți mă toți? Unde sunteți? Eu te aștept direct pe care dacă e. Ne vedem toți pe caia la hacker, acum. Așteaptă, că noi trebuie să umplem pula, să nu fim oamenii cu dube. Dubă asta, te rog. Suntem, pula mea, suntem trei oameni cu unul cu o dubă și unul cu metele. Mai erați de băiți? Acum vin și eu cu terbaitul. Du-te pe bule și ajută și lasă faci tu meta după aia, ai timp. Ești fier după pește. Două secunde. Stai să scoți eu ceva. Ia zile bunule, da, te aud, ai vorbit cu băiatul? Da, băiatul lângă mine, mă duc să-i spăl niște, niște bani și după aia te contactez. Băi, că-mi târnă și eu aici pe caiu, mă duc numai să-mi iau manches și... El e tot pe caiu, e cu mine aici. Cam cât zici că mai durează așa, ca să știu dacă l-aș vă aștept pe LS. Mă dați ce-l lăsa în toți băieți? Păi nu știu, că are vreo 2 milioane și de spăl, nu știu cât va dura. De la cine-i? A, cât dracu să dureze. Brocus, da. Mai e cu mine? 20 minute, cam așa. Hai, dacă nu, ți-am zis, îi dau numărul dacă nu vin și eu cu el. Și ne da, da. Da? Bine, bine, hai. Mă închide tu că nu pot, că sunt cu mega la mână. Am închis, gata. Mă, ești pe mine rege cu acest elicopter al tău minunat? Da, boss. Dar una să-ți dea Dumnezeu sănătate în astele tale. Nu mai am gaz la al meu, mâncați și... Ia, du-te mai așa că vrea să-i... Vrea să parcheze pe atul ăsta. Mă auzi, mergi în oraș? Da, da. Poți să vin și eu cu tine? Tu? Aici să vin acum un avion. Hai că nu vin avioane pe aici oricum. Mă las să vin? Hai, hai și tu băieți. Hai că mai am un loc. Mersi. Să mă fata mea, deci eu trebuie să vorbesc cu preda ăla de la Roz, că deja e obrăznit ce fac ea. Dar ce-o mai făcut? Ne-au și fumit unii de la Roz. Tu vorbesc... Bă, dar stai un pic, păi nu lua așa, gândește că s-ar putea să mai fi alții care s-au îmbrăcat exact. Păi, da, la știi care-i faza? Mi-a zis și numele, gen, mi-a dat numele lor și mi-a dat nume ca lumea, gen, mi-a dat vreo 4-5 nume. Pac, totul bine, nu știu ce... Și nu erau nici fuitori cu combat, cu combaturi cu astea, gen, erau cu acauri, full. De unde știi că nu trag pinas mult și știu unele nume și ei îți spun numele lor. Bă, tu ești în oraș, n-ai de unde să știi dacă trag sau nu nas. Nu suntem, nu suntem singurii care s-au plâns de la rost că au fost jefuiți. Nu știu, pula mea, și la noi, de exemplu, la noi la The Brokers, mai sunt unii care se îmbracă în hainele noastre și jefuiesc pe spuci, pe acolo sau prin Sandy. A, chiar, referitor la Brokers, am și eu o întrebare, aveți un băiat, Dave? Sau după sau un Dave? Da, D-A-V-E. Nu. Am auzi că odată ăștia ai mie păstație că s-ar putea să vină la rău. Da, îmi bag pula în ea de rău. Iar? Ce bă? Dar nu știu, bă, ei au stat.
trei elicoptere au stat să aterizeze o oră jumate. Da, m-am ridicat în aer, mă, cu ăștia și n-au vrut să coboare. Tu ești de la Țiganul, nu? La tu cu navi. Da. Și spui că-i trei la muie, că m-a chemat la spital la bunica aici care are nevoie de ajutor și au venit toți ăștia, bă, și de la puente, cu mânuși, cu tot ce trebuie, au sărit 10 să ne bat. Seara a fost scandal mare. Păi? Pe Sandy pe alea. A. A fost full de poliție. Seara s-a băgat peste jaful nostru. Cine să văd? Poliția sau cine? Nu, aia în albastru. Albastru, ai zis? Nu, albastru, nu știu, ziceau ăștia ai mei că eu încă nu știu, de cineva din Don. Niște oameni de-a lui Don s-au băgat peste noi. Noi n-au încercat ieri să dă niciun joc. Am o să-i încădere liberă să mor tata. Bă, știi care v-am pe cine cu un M5 de la legendar? Și aveți eu, dar nu. Nici dacă îi dau preț ca lumea. Cât îi da? Nu știu, dau 1 milion, 1 milioane și jumătate. Amortizele astea că îl dau, zis că nu-l dă niciodată, îl dă doar peste foarte mult timp. Da, boss, dar ăla se dă pe la 6-7 și îi dau 8. Cam e nevoie de el, altfel cam în ciudat. Ah, uite că e nara, stai așa că-l sunt. Mersi mult. Aterizare forțată să mă rog fata lui. Mersi, mersi. Bun, vreau să facem o regrupare la helipad Vespucci. Mus, a explodat și aia. A dus în pulă pe autobuzul rușinat. De tine știu, da, de tine știu, de tine știu. La 5-5 jumate ar trebui să plec cu paletul la un parte. Bă, mă duc să dau un anunț să văd dacă găsesc să cumpăr Manchester, dacă nu, bă, pula, mă duc și îl cumpăr din showroom și aia. Deci ne întâlnim. Bă, ce Bugatti ce frumos ai. Ce ăsta, frate? Nu știu. Mersi, mersi. Da. Deci, vă repet eu încă o dată. Cine vine la Togunu Manuel? Regrupare frumos pe Elipet Vespucci în momentul ăsta. Ok, eu după o să mergem eu după. Minim 500 de luni, ia uzi. Nimic ciudat sau dubios sau... Ah, e ok. E ok. Roleplay. Bine, pe vop. 28088. 28? 28088. 28088. Da. De care valem de aici? Bă, de care valem de aici? E cam cât cer pe ea? 16 milioane, frate. Băieții vin de care va... Băieții vin de care va M5, legendar? Ce eu căutam? Îți dau eu 16 milioane. Îți dau 8 jumate pe-l boss-ul. Nu. E pula mea pe mașină de 400.000... Și ce cum vrei să-ți dau, mă, dacă așa cerește, ce dracu-i te-i dă mine, că-i 400.000? Păi nu mai iau de tine, boss. Vindeți loc în față? La care vinde M5? Oh, ce... Mamă, ce mi-a dat ăsta?
Aoleu! Duc să și umplu? Duba? Nu, aștept. Te întorc eu anul pe aici. N-a trălat nimeni, domnul. Păi și de ce pula mea dați cu tasere? A dat de mine pentru că am făcut o greșeală. Ai făcut pe pula mea și tu ai tras după el că ce? Că ești cadet și ai dreptul să tragi, nu? Nici n-am dat în el, am tras în el. Ai vrut să tragi în el, nu înțeleg de ce pula mea încerci să mă minți acum. Nu, chiar n-am vrut să trag în el. Stai că te banez. Nu am vrut să trag în el. Cadet, te rog, asum. Vezi, iară pe filmare n-am pus ținta pe el. Da, am înțeles de ce ți-ai luat ban. Da, mă, l-ai prins într-o față mai proastă și... S-a văzut că ai văzut să te ajungi pe el, gen, pula mea. Trebuia gen să slăbos, să se asumi, da, am tras, aia, îmi cer scuze și aia, slăbos. Ce să zic, băi, milanezele? Vorbește cu el să... Na, ce scuze și aia. Nu e nici hara omul ăla nebun, gen, ți-a oferit șansa să nu, să nu fii jegos să minți. Fă ticket pe Discord și sau vorbește cu el în privat, nu știu, nu e chiar motiv de ban permanent. Un pic de troll, dar nu e chiar de ban, nu știu, pula mea. Vezi ce zice. Mă, bere, nu sunt pe strada cu showroom-ul, nu, cu aia? E cealaltă, mă? Nici nu mi se... E cealaltă, cu aia, mamă, ce paralizat sunt. O, stau să caut, să mă chinui pentru un căcat de mancez. Bă, pula în el. 50.000. Doresc să cumpăr o mașină. Ca e pericul. Cât e, mă? 297.000. Cumpăr. Mă, ce pula mea. Așa, mă vin și chei. Ia uite vericul meu cu ăla de mecanic, cum pândește mașina, mâncaia și talentul lui. Bă, dar de ce nu mi se încarcă harta și mi se vede așa? Ce pula mea. Manuele. Uite, ba o încarcă, ba dispare, ba nu știu ce mulțime are. Bă, o să mai faci, mă, că până umplem noi Togo San 3 inș. Ce să vin, că vedeam și faci jucam cu drag. Știu, bă, să mă refer la celălalt. Manuele, te aștept eu. Te duc eu cu Duba? Da, dar ați terminat tot. Mai am, nimic, mai am. Că mai am vreo 300. Mă. Ba, că vin să mai iau și eu după aia cu tine să te ajut. Zâna mea.
du-te și tu la Megamall până... Bă, ce a făcut la BMW-ul ăsta, mă? Salut din nou. Ce fac, mani? Uite bine. Merg tichetele? Merg, merg. Dacă vrei să ștergi acest BMW minunat. Și dacă nu vreau? Dacă vrei, vezi, eu te-am întrebat. Mă, sincerești printre singurii care mă întreabă. Uite și Bugatti-ul ăsta, dacă tot... Dacă tot vreau. Dacă tot ești darnic astăzi. Ce voiam să fac? Da. Mersi, salut. Mamă, coagă cum îmi încarcă, îmi încarcă toate mesajele, mâncați aș pula ta deodată. Stai mă așa că trebuie să dăm un restart ceva la asta, că nu văd mesajele de pe chat. Nu, cred că e ok. Nu, nu e ok. Bă, bă, vreau să prind și eu 300 cu după băga mea. Chiar nu-l luat și pe alea bune? Ce? Cum adică nu-l luat pe alea bune? Bă, asta-i după de aia tunată, mă, cu etanol, cu din alea. Cum nu? Chei pentru manches. Turbo. Nu sunt astea? Pe stare motorul 1-2 TDI ala H, mă. Nu cred că nu sunt astea. Dă-i mă, de bază-i de vezi cum fuge. Bă, dar nu prea mai am bani să umplu duba. Duba, mă. Bani. Băga, bă, din banii tăi, că are Manuel banii. Drumul ăsta e acolo la Mega Mall, că vedem și noi imediat. Alea puteți să fie mochire, n-are cum. Scrie Manchester, să fie de Manchester, nu? Ce dracu-s nebun? N-ai fost mult mai devreme acolo și era deschis? S-a închis? S-a închis. A, părerea ăla de africatelor. Cum până m-a închis, mă? Du-te pe acolo, pe lângă locație și țipă, că... Mă și speriasem acum deja mă gândeam, stai că trebuie să văd crapoi, să iau, să bau, să morții mei. Mă, cum fac eu să pun muzică pe stream, să nu ne dea YouTube-ul strike? Dați-mi și mie o părere, o opinie, o șansă, ceva. Hmm? Cum facem? Bună seara, ce faceți? Te pup, Arenu. Unde ești? Te umplem Tugu. Lu Manuel, hai și tu să umple, bă. Ești în oficială? Hai la Megamall codul bă, slash da. Metele. Slash prelata dacă ai. Sunt și în oficială. N-am niciunul. E tu, bă? Mă aștept la Megamall. Bă, râdem, glumim, dar... Pe bune... Facem și noi 20 de like-uri. Spotify. Am Spotify premium. Dar nu știu ce. Trage tuba asta un 9 TDI, mă, gata. Văd. Nu știu dacă pot să fac asta. Gen, nu e tot aia ca și cum aș pune muzica de pe YouTube. Și ce zic? Mașina asta. E băgat din ăla slab. Că gen, problema lor nu e că o asculti, problema e că o share-ești, gen, că faci stream cu muzica lor pe fundal. Are turbină de tir. Că la stream-ul de mai devreme, de-aia mi s-a oprit. Cauza muzicii și mi-a dat și strike. Ea trebuie să șterg clipul.
fără muzică. Da, mă plictisesc așa, gen, vorbesc singur în pula mea, așa cu muzică, nu e așa rău dacă vorbesc singur, știi? Na, mi l-au mei pe ăla. Aia zic, mă, altceva, acum vin și noi. Altceva, mă, tăt. Te mii și tu într-un stil acum, pula mea, nu mai... Te-am cu dobița purpur, hau, mi-au, îl tunăm rapid. Facem full option. De-aia fără copyright. 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 Da, o să caut un playlist ceva să fie și decent, gen, și... Pentru stream-ul viitor, ca acum n-am chef. Copyright. Performanță mai întâi, softul. Îi dă maxim. Rune. Transmisie. Armură să nu se strice repede. Punem turbo. Modificări caroserie. De ce îmi dă să-i pun spoiler? Are spoiler? Alol. Puntează la ceva, astea veri? Bără față. Punt. Evacuare. Cușcă. La mâini. Ba, ești prost. Plafon. Ia la plafon ce? Alol. E interesant. Păi și stai mă așa, de ce nu... Bă, ești prost? Te-a părdit și tu dacă îți trage acolo? Zici tu că te-a părdit de hituri? Nu cred. Ia mă, dacă le punem atunci, dacă zici că ne apără de hituri, asta văd că nu schimbă nimic, gen. Nu-i crește textura. Avem și o manuele la tuc să mă da, da. Vă reveniți, sunteți la Mega Mall? Nu suntem la Mega Mall, suntem... Acum ajungem la tuc. Culoare interior. Și jante, punem și noi. Tip de jante. Tu să-i punem de astea off-road. 30 de mii. Ce caterin ca să-ți dea?
Cred că îi repun pe alea, Bob. Unde era marea? Bob, Bob sta. Asta îi repun, gata. Cea? Plăcuțe. Are plăcuțe, mă? Hai, care dacă e? Lumini. Ba, pune de lumini. Claxon. Pe nu 35.000 pe o cateringă de claxon de ăsta. Gata, avem și manceți de cai acum, să nu mai plâng când vine dicoții că nu-i găsesc. Oh. Lu? Da. Le și livrezi tu sau nu le dai mie să le livrezi? Mă, cum vrei, sincer. Dacă vrei să o faci, bine, dacă nu, nu, e ok, gen. Încerc să ți le termin mâine, dacă e. Și de luni încolo m-a pus să le livrez, dacă ar fi. Dar oricum mă livrez imediat. Da, ăla se livrează repede, oricum, merg foarte repede. 150 de bucăți n-ai ce face, că nici într-o oră și jumate. Pe ce vrei să livrezi? Chiar. De chile are? Nu știu, probabil de... Ia, 10 chile pe spate. 5 chile pe porpagaj. Pe torpedo, pardon. Mă, de erau 5 pe reactor, de ce este... 3000. Ok, mergem să scoatem bani. Și mai bagăm și în ăsta... Îi bag o vestă în spate. Pruse de reparație în propagaj ca să fie. Mai ales că e motor și ăsta se strică destul de rapid. Și așa îi pun și... Niște... Truse medicale ca să am pe cai un caz de razie. Hau, repede la motor. Ce înseamnă că fac? Am zis că scot bani, nu? Deci luăm două truse, 20.000. Scoatem un 30.000. Mus. Mă e blu, mă e blu. Să-ți bag mă eu. Mai blu. Să te piși în cur.
mergem iară la Mega Mall? Hai că mai trebuie să mai aduceți 500 de materiale și am terminat. De fapt mai avem 1000 de băgat, dar... Ai văzut-o morți, bă, acum spre? Mega Mall? Da, te poți duce să aștepți acolo. Ai terminat tot. Că mai am eu 100, să zicem. Te aștept, bă. Ele. Bă, dar ce poți ce zic că aia care n-au venit azi? Și care au votat? Și care au votat și care n-au venit. Care au votat jumătate de milion. Amendă. Nu știu. Ok. Bă, sunt și prost, mă. Am plecat de acolo și fără să iau truse. Că e. E și greu să faci un tub de hacker cu 7 oameni. În mai mulți oameni îți iau imediat. Îl faci imediat, zic și eu. 2 ore, 3 Fere, voi nu sunteți în stare să veniți la... Unii dintre voi nu sunteți în stare să veniți la un tug în pula mea și alții au făcut un 3 tuguri în pula mea într-o zi. Asta e adevărat, da. Ai Ben 10 la metele. Te iniauști. Auzi, Miralezule, te cheabă lumea să faci live. Asemilio, hai să te trag de volan. Trag de volan, trag de volan. Nu, te rog. Baște? O, da! Bine. Ai ieșit, mă, de acolo. Trebuie să de reparați, trebuie să de reparați. Băi, și-am și fost acolo să le-au băgat mea și pula și ne-am luat, am luat doar bani. Da, mai are un bad. Să mai aduc acum încă 200. Păi ești nebun, ia 140 căcatul ăsta de motor. Ajungi greu un oficial în Barracuda, bă... Ca în orice oficială, na, îți dai seama. Ajunge destul de greuț, într-adevăr. Acum depinde ce înțelegi prin greu, știi? Dacă ești o persoană activă care are și experiență și știe despre ce și cum se mănâncă o mafie, ți-a ajunge rapid. Dacă ești nou pe server, nu ai mai complicată situația, îți dai seama. Da, depinde cât de bun ești, cât de repede. Alege cu ce vrei să mergi. Pa, pa, bine, pa. Cât de repede te adaptezi la situație, gen. 4, mă? Hai să mai am încă 2, dacă tot hau. Da. Zima. Să mi-a dus mie. Bă, Blue. 500 la depozit pe caia. Bă. Să-l dă acum. Bă. Zi, bă, ratatule. Zi, mă, se merită să-mi iau repede gadget de acolo, gen de la... Adică? Să-mi iau gadget de acolo, gen, acum, pe loc. De ce să nu se merite, că nu înțeleg. Păi, unde e mai ieftin? A, unde e mai ieftin să dai mesaje, să dai seama, vezi, poate vinde cineva. Poate zici cu glanțe, dar dacă ai răbdare, găsești, cred că. Păi eu n-am răbdare, vreau acum pe loc să-l am. Du-te, scoate un milion și ieți. Dacă mai enerva destul. Păi, poate, dacă ai bani, și ieți, ce mai stai?
Stai un cașcă acum. Nu-i problema, vezi că te aștept aici lângă container. Sunt îmbrăcat în aia, uh-huh. Gândesc la o secundă la ceva. Manuhele, te aștept, Manuhele. Așteaptă că trebuie să-mi bag niște cuvizi în formă. Ok. Mai luat și în inventar, da, și oare le țin pe mine, gen. Le țin să le am, că nu știi când au, și alea le țin în torpedou la așa, la ăsta, în caz că uit și vin pe caiu, fără truse, gen. Frumos. Advanced. Roleplay. Nu știam, nu știu, ce credeam că o să se întâmple în pula mea dacă mă urc? Bă, paralizat sunt câteodată. Unde ești, mă? A, auzi? Ia vezi că-i talent îmbrăcămintea asta, să mor de nu. A ta? Sau a mea? Da. Zici că vin din mină de la... Bă, ia stai mă așa, că eu nu-s prost degeaba. Cât faci așa? Vorba adevărat. 75. Cât? 150. Uite, 100 de promotor, ai cumva un acid sulfuric? Trebuie unul ca să-mi iasă la calcul. Hai să mă uit în ăsta. Ce prost. Hai la Mega Mall. Bă, n-am decât... A, ba da, ia stai. Bă, morning, mai după. Ia. Yeah. M-a luat deja câte ori, băi, tu. Gata. Da, am plecat. Dacă ai nevoie de ceva de la mine sau mă cauți să-mi dau... Nu, nu ne prindă nimic. Unde sunteți, bă, cu metele ori, mă, Cavaș? Acum venim, așteaptă pe mine. Că vă dă duba un nou turbo diesel. Trage și după mai te plimbi pe acolo. Bă, dar noi nu s-o tras, nu nimic, ca efectiv o tras după noi. Așa, zic că abia tragi pe noi. Nebunule, ești aici, mă? Nebunule, ești aici? Da. Mai mult? Eu? De ce? Vrei să te ajut? Nu mă, cu acaurile alea. M-am plictisit, vreau să scăpăm. Aaaa, mine, 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 mine. Uite, băi, aici, ce acauri. Acum, boss, rezolvăm, terminăște și rezolvăm. Acum, eu. Tu ce vrei, mă, să faci cu ele? Nu, mă, eu vreau să vând acauri. Aha, vrei să vinzi. Bani. Mult. 210.000 acauri cu 300 de glanci. Ești corect. Eu dau la 160.000 cost. Eu dau cu 300. Bă, chiar nu vrea nimeni sulf pe praf. Jumătate de milion simplu. Ai sulf sau praf, bă, Cosmin? Sulf galben pe praf. A, dacă aveai de mânzare, poate, poate. Vă dau gloanțe pe praf. Am 2000 de sulf. Facem un preț ca lumea? Ce poate... Nu, că e liber. Eu vreau să-mi iau și pe mine, pentru meta, nu neapărat doar... Păi vezi că faci vreo 20 de milioane cu 2000 praf. Știu, nu știu cum să zic. 2000? Da, da, până faci tu praful ăla. Da, asta e. Stai mult acolo. Fac 3000 de luni în oraș dacă stau să fac ăla. 20 de milioane, mă, nebunule. Nu-s 20 milioane, îți vreau 6-7 milioane dacă nu mă înșel. Pe 2000 sulf? 2000 sulf se împarte la 2. Ai 1000 de bucăți.
Și 1000 nu ți-i cu 1004,8. Cum de acum? Nu știu, mă, nu știu. Da, bă, dar 4800 cu 4800, da, vezi. Pe metamfetamină folosești 2 sulf. Da, se împart. Cu 214 bucăți faci cât, 1 milion sau 2? Nu, mă, nu. Deci fii atent. Deci tu din 2000 sulf faci 1000 de bucăți, că se împarte la 2. Ce, și din alea, din 1000 de bucăți, se mulțești cu 4,8, câte bucată, 4800. Și îți dă 4800. Plus ce mai speli, rămâi cu 4,5. A, păi nu se merită. Păi depinde, poate să-ți dea 4,9 sau 5, maxim. Dar da, stai mult acolo, mă? Da, 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 stai mult. Se vine rău și ai două butoaie. Acolo vomiți. Ai doar două butoaie și stai în, să procesezi una de aia. Nu mai știu exact, procesul durează 40 de secunde, acolo, ceva de gen. Mi-a venit rău. Da, cred că mai bine să te iau la perle, fac 100.000 pe oră. Hai că faci 100.000. Mă, nu mai păi de ce nu mi-ai zis? Că fix acum două zile am dat. Stai că am eu task la 1 și ți-o dau eu cu mine aia răz. I-am zis, i-am dat task la 1 și mă duc o perlă rușie și una rusă. Și ți-o dau eu dacă vrei. Când îmi aduce la task-ul, că trebuie să mi-o aduc. Mi-am terminat banii. Mai loc la spălat aici? Câte ai mai ai? Dă-mi și mie matrițe, câte ai? Hai numărul meu, mă sun, sau te sun, de fapt, că lași-o pe tău. Câte ai? Nu vreau să te sun. De ce nu tot ai matrițe? Vreau să zic ceva și am uitat. Bagă-mi jumătate la mine. Da, oricum eu mai vin mai pe acolo, mai stau seara pe astea. Păi alea pe care mi le-ai dat tu. Păi bagă. Bă, de ce nu mai? What? Coie, ce pula mea? Ah. Nu, acum am terminat de un puteam să mai marchez banii aici, ești nebun? Mai știu, două, o fiți, clar. A, vezi că am vorbit cu un prieten ăsta, cum îl cheamă? Carlos. CJ, îi zice. CJ. Venise la voi, nu? Facem o poză cu familia. Carlos? Da, CJ. Nu, nu știu niciun băiat Carlos, what the fuck? Carlos Jenson, stai așa să-mi duc aminte. Vezi că nu avea niciun băiat de genul ăsta. Carlos Junior. Nu, nu. Poate Radu, după numele Radu. Radu? Cine știe? Nu, n-am avut niciun băiat, nici Radu, nici Carlos, nici nimic. Ia cum veniți? M-ai omenit, fututei gură. Dar ce a zis că e pentru că la noi? Nu, 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 dar zicea că vrea să lucreze la voi. E băiat bun. A, că vrea. Crate? E super bun băiat. Te-ai luat metele sau aparat? Nu știu că mi-a dat Mihaiță Gonzalez ăla de la voi. Ce l-a condus la fel de mine? Mi-a dat un prieten de-al lui Marius, nu mai știu cum îl cheamă. Pe băiatul ăla. I-am dat eu task-urile să văd dacă se descurcă. S-a descurcat? Bă, la primul da. Aștept să văd acum cu al doilea. I-am dat 5 lingouri de argint, 20 de testosteron, o perlă roz și o perlă roșie să văd. Mai are 4 zile. Oh, se descurce. Așa mult? Păi, noi avem două oportunități. Ori treci pragul la frizerie, ori faci 3 task-uri, tot timp de 3 săptămâni, să demonstrezi că chiar vrei. A, 3 task-uri, da, am înțeles. Nu, credeam că 4 zile să aduc un task, mă gândeam. A, nu, 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 o săptămână, o săptămână. Și 3 săptămâni m-ar fi 3 task-uri, știi? Că așa îi vezi, pe, dacă chiar vrea cu adevărat, știi? Da, da, păi chiar e bine gândită. Task-uri de lume bune. Oricum, la noi în MC trece prin toate gradele. Când vine cineva, știi? Păi așa eram și noi, știi? Dar acum vin majoritatea cu mai multe lucruri, știi? Și, păi, și au câteva pretenții și de astea, știi? E, dar automat nu vrei să treci prin frizerie cum ar fi. Faci astea 3 săptămâni task-urile, știi? 3 săptămâni de task-uri, coi. Mau. Sar pe aici, om, ca să te... Bă, Roberto. Sar pe aici. Roberto. Nu știu. Păi înseamnă că la noi aici, e labă, gen, se intră, se intră legereanu la noi în familie. Au tiști la altele, gen. Mai aveți mult aici, la banii ăștia aici. Acum am eu mai am 20. Bă, ca să-i consula cel mai mult, lui dăm 1 milion. Hai că îi dăm pe... Băi, cred că până dați voi, îi trag eu pe dreapta. Are 1.300 pe el, eu am cred că ne auzim. Sau, mă? Banderuș are 700. Nu băieți, plecăm de pe Facebook. Hai, eu am 1.333. Ok. Gata, mă? Da, mă, da, ne auzim, noi. Mai aveți careva? Ne, vă spune pe Netflix. Da, îi zic. Pe Netflix. Vă pup, băieți, spor, te pup. Spor, băieți. Spor. Salut, băieți, salut. Da. Bă.
Mergem? Unde vrei să ne vedem cu alea? La Vespucii la depozit. La Vespucii la depozit, ca să știi. Mm-hmm. Unde, acolo le-am dat, să zic. Un Dakaur cu 150 de glanțe, 150 de mii. Uite, vezi, un preț corect. Ce vezi, bă, Fanny? Tot Dakaur, am vrut 5 Dakaur. Mergem acum acolo sau mai ai treaba aici? Îmi dă banii și am plecat acolo, gen. Ok, hai, ne vedem. Puteți să mergeți amândoi, mă. A, îți dau 80.000 fără vreo. Adică vrei să mergem acum și mi-ai dat mai târziu? Nu, ți-l dau acum. Mi le-am luat unii de la ieși ce te-ai. Da, că rog, vreau. Poți treaba, gen. Fii atent, îți dau numărul. Ca să fie și mă duc direct pe aeroport. Te aștept acum. Bun. Ce am, mă, treci blush. Blue, ok. Ne vedem la depozit, să ai cash pentru depozit, în caz că... Dar de fapt, las că le ții pe tine, presupun. Ah, nu, 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 o să vezi, o să vezi. Ah. Au, ok. Transport. La mine e vorba de talei, știi? Adică înțeleg că aș putea să le iau și eu pe mine toate și să plec. Ah, ok, ok. Băieții vor să facă roleplay, am înțeles. Nu-i nicio problemă. Facem roleplay atunci, dacă băieții vor roleplay. Bun, nu pleacă nimeni cu barca, toți veniți cu mine pe toc. Poți să mă duc cu el, eu că mai dau eu mana la toc. Mai am 1000 să-ți dau eu. Că merge boxa, vin cu Dugu, dacă nu, nu fac acolo. Nu mai pleca, nu mai pleca după adaptare, că acum mi le dă pe ultimele. Ce ziceți, mă, băieți, s-au venit vreo la 10 ceva? Că mă duc să... Cu Duba ce fac? O lăsăm aici, o dau pula mea. Nu, le bag în buzunar ăștia. Bine, boss. Te trag de vola. Băi, Caterin, că m-am chezut. Chiar o investiție bună. 300.000. Puțin, mă, stați foarte puțin. Câți oameni ai cu tine, Manuel? Am ceva, noi n-am numărat. Plus tuning-ul. Sunt mulți sau o pulă? Sunt ceva. Ok, ați început ăla? Acum a plecut tu. Ok. O să venim și noi să vă ținem un caz de razie. Da. Mă duc și eu și în sconaviu și... Nu se acceptă așa ceva, minim gadget. Gadget zici, Blue? Da, da. Atunci îmi dai și mie 1 milion să-mi iau ceva. Să mă ridic la standardele tale, nu? Da, corect, da. Nu vrea, bă? Am zis că fac și eu o fază și merg și eu. Ia. Ia, mă, motorul ăla. Să-l cumpăr. 298.000. Cred că fac și o investiție. Bă, vezi că se merită cu aia, să-mi bă pula. Mai ales când te dă razie, imediat te mișc cu el, hau, mi-au. Dar după ce mi-au inelul. 120.000 în bancă. Băi. Da, mă. Tu-ți vinzi motorul? Nu, mă, ce ai? Abia l-am luat. De cât? L-am cumpărat din showroom, nu vinde nimeni în pula mea, caut de o săptămână, ești nebun? Da, ești prost că ți-ai pus de-astea, roți, nu știu, îmi place parcă. Sunt off-road, mă, ce are? Nu știu, nu sunt eu genul. Na, no, ce-ți place, să mergi fără roți, ce are? Sunt alea normale. Da, mă, da, păi astea sunt de off-road, mane. El e Balu, mă, el e Iosif, poate te știe. Meta cu mine. Nu fac meta, mane. Nu. A, da, cred că Balu, că altul mai prost nu cred că era. Da, el a băbuit. Nu te mă tăie. Așa zici mereu în pula mea. Bă, vere. Nu știu, mă, nu știu. Tu ia-ți distanță mereu. Ia-ți 5-10 metri.
Bă, deci ăsta când e pe caio, nu știu dacă e dată în care nu a explodat cu mașina sau să explodeze ceva, e fantastic. Moare, deci el dacă în jumătate oră nu moare de două ori, ceva e în regulă. Da, mă. Deci, per total, foarte mulțumit de această achiziție, o achiziție corectă. Ești bine, vorule, ce-ai pățit? A dat peste tine? Nebunie aici pe caiu, conduce lumea într-un hal. Iată-și, înainte să mergem înapoi pe LS. Mai punem în dubă niște veste și niște de-astea. Că tot noi o să le folosim. Facem stoc să fie. Hai cu aia, mergi. Amo de-asta, mai punem încă una. Punem două de-astea. Și mai punem încă două de-astea. Punem și șase de-astea. Și avem acum și veste și truse, doar să vină, să vină radio acum. Le ținem acolo ca să fie. Și când vine razia, nu mai stăm cu bă, stai că n-am bani, bă, n-am alea, hau, am scos dubița, o pun aproape de vama pe undeva. Păi cu mancezul frumos, hau, miau. Bosule, mă da, bosule, mă. Dai să văd dacă am gaz. Dacă ai drum de nou, te... Da, da. Hai, urc. Salut, pleci? Da, uite, hai, urcați, mă duc pe vezi pe ce. Mă auzi? Nu mă aud, bere. Ia vezi, pe tine te aude băiatul? Mă auzi? Zici să urci. Urcă, urcă. Nu, no, are nici fără. Urci sau? Mă auzi? Da, vorule, da. Urci. Ah, ok. Nu mă auzeam, frate, nu vă auzeam, mersi. Nu știu ce, nu s-a auzea nimic aici cu mine. Mam. What? Ce pula? Bă, coaie. Ce a fost asta, mă, cățe? Salut, mă auzi? Deci s-a întâmplat o neîntâmplare, nu știu. Îți arăt filmare, dacă vrei. Nu știu ce s-a întâmplat. S-a buguit, a explodat, a sărit în aer. Mă auzi? Da, te aud. O să văd doar eu vei, că cam toată lumea pare problema. Nu știu ce s-a întâmplat, gen... M-a băgat sub hartă cu elicopterul. Da. Foarte ciudat. Unde suntem încă azi? Pe caiu. Ah, încă suntem pe caiu. Frumos. Mersi mult de tot, salut. Ciudat rău tot. Mă, ce-a fost asta, vere? Nu mi s-a întâmplat asta niciodată de când...
De când vin pe Caio, e prima oară când mi se întâmplă treaba asta. Gen, ce aveam și MS-ul ok, package-ul ăsta nu e așa mare, ce pula mea? What the fuck? Mamă, ce bug ciudos îmi bag, pula. Da, să-i dau o trusă. Ma. Te-au venit. Și poate pula de el. O lua și pe mine? Îți dau foc să moară. Da, urc. Mersi frumos. Ha, poate doar ai cu noroc și nu mai explodăm. Da, e ceață rău de tot. Se vede în ceață totul. Cred că trebuie să mai umblăm la placa video să mai facem o schimbare. Aici am 100 de FPS-uri. Talent. Da, aș avea și 100 de FPS-uri mereu. Ia vezi ceva aici? Bă, ce importu vei? Nu pot să intri, mă. Stai că... Linie de blindate de-alea cu apă. Da, da, e blocat. Se construiește ceva pe acolo, pe drum, nu mai poți să intri. E renovare, mă. A, e renovare? Vrei se construiește rampă de lansare în Sprăcaio. Se construiește, mă, rampă? Rampă de lansare în Sprăcaio. Hai că da. N-ai pentru ce? Da, păi așa ar merge toți cu preleatele pe Caio. Ha! Ar fi, vezi că ar fi next level. Da, vezi că am face o problemă. Multă gălăgie pe stație și... Yeah. Cine cunoaște ce înseamnă prelată pe Caio, e deștept. Ia spuneți-mi, care e sinonimul la prelata pe Caio? E un domn aurică de a adus-o pe Caio, prima dată. Tu cunoști? A adus-o pe Tug. Ce a adus-o? Pe Tug. Nu, nu. M-am întâlnit eu unul pe Caio, era cu brosul pe Caio și l-a adus pe Tug. Creier. Da, pe bune. Și apare n-alea. Să știți, când cineva o să vă zică, da bine, puțină lume știe, că a venit cu prelata pe Caio, înseamnă că a venit cu femeia, băiți. Mamă, de cum e vorba asta? Nu știi? Nu știi de la Metadona Blue? Nu ești vechi și tu? Bă, Vere, vorba asta e prima oară când o zice așa. Întreabă-l pe Aurică. Mă, dacă a folosit-o trei persoane, nu înseamnă că e o vorbă ce ar trebui să știe toată lumea. Păi... Nu știu Vere cu prelat, nu știu, n-am auzit în viața mea de asta. Că mai degrabă remorcă vrei să zici, mă. Remorcă, da, are sens. Vii cu prelata pe care eu am spus că vii cu femeia. Da, mă, băieți, mă,
rampă de lansare direct acolo. Vin cu bugatiu direct până pe caiești, nebun. Chișeam să dau la băiatul ăla? Mai cam și chiș. Da, mă, deci după cum spune Iosif, dacă vii cu prelata pe Caio, înseamnă că vii de fapt cu femeia pe Caio. Este de fapt un subînțeles al unei dume pe care o folosesc doar persoane de-astea cu creier, nu știu cum să zic, TDI, 400 IQ, de-astea. Salut! Boss, unde ne vedem? Te aștept la depozit, Vespucci. Depozit Vespucci, 10 minute. Uh-huh. Ok, te aștept aici, nicio problemă. Perfect, 3-2, da? 3-2, da, așa ne-am înțeles. Bun, perfect, te pup, salut. Salut, salut. Da, deci stai să notăm undeva, să facem un notepad. Facem notepad cu vorbe pe care le poți spune și folosi doar pe 5M și să aibă sens doar pe 5M, da? Și punem așa, spusă de Iosif, două puncte. Vii cu prelata pe Caio, egal vii cu femeia. Da? Și dăm așa save. Save, da? Punem pe desktop frumos, text. Vorbe de YVM, gen. Și salvăm. Și facem de-astea și la sfârșit de an deschidem notepad-ul să vedem cam ce vorbe se folosesc pe YVM și trebuie să știm de ele, băgați și pula ta. Așa. Bengalezu, stai că asta nu mai e valabilă cu testări. Trebuie să modific. Țapule, ești pe stație? Ia, hai să dăm de țapul. SMSIC, unde ești țapule, bele mai caru? Bun, până vine băiatul. Talent. Cât era să ajungi oficial în Barracuda? Nu mai știu sincer. Cred că o lună. Dar când am intrat eu în Barracuda, mafia era neoficială. Și am vrut să fac roleplay gen. Și am intrat de la spălătorie. Am făcut roleplay de spălătorie, după aia am intrat în mafia mică, am făcut roleplay în mafia mică, adică am luat toate gradele la rând, n-am vrut să dau praf, să intru direct în familia mică sau astea, știi? Am vrut să fac roleplay și am făcut roleplay-ul frumos, am urcat, după aia am urcat în mafia mare, am urcat și acum sunt cel mai mare grad din Barracuda. După Iosif și Loco. Deci, concluzia este că e bine să dai și cu gurița. Punem așa un pic caracterul aici, boys. Dați așa, într-o postură mai decentă. How? Și mă duc să mai fac încă o cafeluță, deci revin în 2 minute, până vine băiatul ca să fac roleplay cu el, să-i vând acaul sau un alta. 2 minute mă duc și o să-mi fac o cafeluță și revin și continuăm. Red Bull să ajung primul la haine, să mă schimb să ajung primul la calculator.
Bă, Benten, dar tu ai rămas singur pe Tug? Of course, ca șeful. Tug, mă, ce crezi? Să mor dracu acolo. Bine, dacă așa-mi dorești tu. Dorești tu mie să se întoarcă înzețit împotriva ta, bă. Vorbe din popor. Cum ar veni? Vorbe din străbuni. Bun, gata și cu asta. Hai să facem și RP-ul. Ce am zis mă că fac? Păi iau glanțele. Dacă vine cu transport și cu alea ar fi Caterinca. Cât înseamnă un 3250? Ia. 3298 de glanțe împărțit la 150. Cam pe acolo. Deci, practic, ne lipsesc decât două glanțe să dăm la băiat. 3, 2, 9, 8. Așa. Aia cauri. 10 cauri înseamnă 7,50 kg. Ce ar trebui să... Ia vezi mă, cam 7 încărcătoare, că dăm încă mai puține. La noapte nu mai dormi? N-are treabă, că nu beau cafele de-astea gen... Sunt cafele făcute din... Nu știu cum să... Sunt la... Casimiro, ai ajuns. Cafetieră de-aia mică, știi? Și nu are tărie foarte multă. Unde ai băgat-o cu? Gen, poți să bagi 6-7 cafele de-alea pe zi lejer. Vreți voi de la magazin? Are foarte puțină cafeină. Hai mă, aici ai apă și mâncare și aia.
Băi, ești nebun? Autobuzul are drum pe aici acum? Caterinca. Da, mă, e și aia o chestie, că de-aia nu mă ține gen, dar... Sunt și obosit, că am muncit toată săptămâna, pula mea, na. Dar după ce termin roleplay-ul ăsta cu băiatul ăsta, mă duc la magazin să-mi iau niște Red Bull. Cred că o să cumpăr și niște Jack frumos ca băieții. Și facem... și continuăm live-ul. 4-4. Vine restart-ul. Nu știu cine-i băiatul ăsta. 00. Vorbește cu altcineva. Să-l spun să zic să ne vedem după furtună. Casemiro. Bă, fix pe tine voia să te sun. Vrei acum sau după furtună? Bă, cel mai safe pentru amândoi ar fi să o facem după furtună. Noi suntem pregătiți oricum, gen, fix după ce începe, după ce s-a terminat furtuna, suntem gata. Știi de ce mie mi-e să nu rămân fără, nu de alta, înțelegi? Atunci rămâne după? Da, după furtună ne vedem aici, la Vespucci, pe depozit. Zi-mi și mie un nume, te rog frumos, că... Trecem o japoneză. Japoneză, bine japoneză. Hai, ne vedem după furtună, salut. Hai, salut. Mă rog. Dar trebuie să fac tu cu bă. Ce mi-am auzit numele, mai ziut. Ce coca bă? M-a întrebat, dar vorbi cu mine, mă. Tu cu The Carter, boss. A, du-te acolo, atunci. Bine, boss. Bă, dar se vede... Cu aia, se vede ca și cum îmi randează harta acum. Mă, așa se vede și pe live, așa pe prost? Pe furtună? Să știu dacă ești din oraș. La... Hacker în față. Și se vede pixelat în față, what the fuck? Toți care o dare. Mă, vere... Culcați-vă la toți aici, iar Manuel știe el cum să vină mai repede la voi. Ce terminați asta? Manuel? Pune-mă 3 turbine de camion și vine, nu-i problemă. Știe Manuel să meargă el mai bine. O să te duci în bord deja, Manuel. Am băgat din greșeală, așa, tu cum... Mult se vorbește pe stație. Japonezul. Un fi japonezul ăla pe care le știu eu sau altul? Bă, la cât să anunțăm restartul mâncații și... S-a scris pe chat? Hai, s-a scris pe chat, dacă am chat oprit. Băgăm un lol, mă, boys, până când trece restartul, că n-avem un control. Nici nu vreau să stau pe server sau să fac tranzacții sau alea cât timp e restartul, că mi s-a mai întâmplat așa și am pierdut chestii și după aia stau prin tichete, să-mi dea înapoi, să pula mea, să nu știu ce. 2 secunde că pornesc imediat. Dacă vreți să rămâneți pentru lor, rămâneți pentru lor, că după aia oricum ne întoarcem înapoi la faie. Mersi că mi-ai zis. Eu sunt paralizat. Nu prea acord atenție la ce se scrie. Jaf. Hai să vedem dacă mai joacă cineva de la noi. Mm-hmm.
Vreți să vedeți cum a luat milanezul bani, mă, boys? Vă arăt și vouă o filmare? Hai că vă arăt și vouă o filmare. Sau? Las, nu vă mai arăt. Vă arată el dacă vrea pe live. Wow, ce sorbi. Manuel, da. Bună seara. Noroc. Bă. A luat minalezul bun. Da. De ce? A trulat. Milanezul cadetul, băieți. A făcut un troll micuț și era harapă acolo. Cu drept sau? Nu știu, că nici măcar nu e pe lista de banuri. La bana hara, deci, na, nu știu, el știe. Deci cum i-a dat bani velea? Diamond 2 sunt acum. Arată-mi și nou, Bluc, tu știi. O să vă arăt pe live. A, apropo, sunt live, intrați să-mi dați și mie un like. Am știu că ești. Ați dat like? Păi, dacă like te-am salutat. O să vă arăt, stai că intru în meci de LOL. Sau vă arăt el mai bine, că na. E banul lui, pula mea. Bă, dar ce bine că măcar ați ajuns cu Tugu acolo. Da. Ați ajuns cu Tugu și gata, restart. Nici nu v-ați apucat de la? Eu e bine că exact atunci am terminat și eu, Maria, de procesat, de făcut tot, din pachetat. Veneam spre voi. Eu nu mi-am terminat Coca. 1500 de frunzi. Am luat și eu 1500. Stai, stai. Da, Roleplay Advanced Boys. La 25 restart, nu înseamnă că pe la vreo fără 20, așa cred că e server 1. Sau chiar și 20-25. Bă, Veri, dar vă-l omorâți mă pe la odată, băga mea și gura lui. Mamă, cât de tanky poate să fie căcatul ăla de campion. Băi! De ce am intrat la LOL? Puteam să intru pe Valorant, să mă și distrez în timp ce mă joc. Băga-mea și gura mea.
că tu ți-ai să ajunge la spălătorie în familia mică. Bă, contează mult și câte ore ai, știi? Că, uite, de exemplu, poți să stai tu și 3 luni la spălătorie, dar gen dacă n-ai ore, că o să fii nevoit să livrezi, să faci chestii de mafie, știi? Și dacă n-ai ore pe server, degeaba. Moare coaie? Aia zic. Ar trebui să ai cumva cam vreo 250 de ore plus, așa. Oricum, când crești în ore la spălătorie, noi vedem chestia asta, știi? Și în funcție și de chestia asta, dăm și apuri. Pe partea de spălătorie se ocupă ăsta, Guzmanito. Dar undeva pe la 200 de ore, 250 de ore pe acolo, începem să dăm apuri din spălătorie în... Bine, nu doar în familia mică, că între spălătorie și familia mică mai e un grad, gradul de marketing, unde testăm, unde testăm ăștia care intră din spălătorie dacă sunt capabili să facă RP-ul de mafie, practic. Mamă, cum dau ăștia cu flash-uri după mine, zici că să moară viața mea. Eu sunt ăla. Drogul ăsta. Da, mă, ce vrei să fac acum? Dacă am intrat în aici, să-l termin, morții mei. Trebuia să intru la Valorant în pula mea. Intră la căcatul ăsta de joc. Mamă, cât... Cât de mișto era LoL-ul odată și cât de cancer a ajuns. Bă, Guzmanito, am auzit că... Că îmi dai și mie o donație de-asta puternică, așa. Că am auzit că ai luat banii aia mulți rău de tot. Că mă iubești, că mă ale. Mental down. Morții tăi de campion. Hai că mai scap dacă ai. Ce-mi place LoL? La următorul refill. Bă, Guzmanito,
Mi-am zis că tu de fapt ai bani mulți rău de tot. Dar te dai tu așa, te tragi pe burtă. De fapt te tragi pe cur, așa era vorba. E adevărat, mă, cum spune tu azi, ai bani mulți rău de tot, de fapt, și de fapt. Ce îmi place, Geana? De ce există campionul ăsta pe URF? Pe URF, auzi, pe Aram. Uite cum stă animalul și așteaptă să sară. Putu-ți băga meci gura ta. Iată, mă, boys, am dat ace. Easy, easy, easy. Bun, bun, bun. Bine, bă, damaj. Coe, mi s-a dus Q. Mi s-a dus Q, că era double kill acolo efectiv. Ups, iar mi s-a dus Q. S-a pișat pe aia Tristan. Diana, 1v9. Haide, Diana, Diana. Timo. Bine-s. Bună și zonia aia. Useful. Ia vezi, mă, că poate scap. Și te-au apucat să zic, poate scap. Că ai și murit.
Hai cu aia, lasă-mă să trăiesc și eu un pic, că... Vreau și eu să mă joc futut băga mea și campion de căcat. Mamă, că din Ervant e zec ăla, că mă campează futut în gură când dau ultimata, să sară el pe mine, pizdă. Da, tempul ăla mea de praia. Ah, glumeam. Zoria, nu mor, nu mor. Alalala, am murit. A murit chat, a murit. Mi-a dat outplay. Bă, de fapt asta e că nu facem noi așa, facem altfel. Facem așa. Ca frontline abuziv și să dăm mânii cum dădea Mihai în Veronica pe timpuri. Cine știe, cunoaște. Ați dat restartul până la oră, voi? Care știți? Să mă așa mai pe hau, că... Sare nebunul cu viteză. Bă, dar nu se putea, mă, să nu se bage minionul ăla acolo. Băi, uite și pasă acum. Un pic stupid din partea mea, dacă mă întrebați. Că am irosit 43 de flash-uri ca să ajung din urmă și când am ajuns, mi-a dat Q în muie. Hai, Timo! Hai, Timo! Pune cipercuțe, trească familia ta. Aia zic, aia zic. Bă, dar greu moare, mă, campionul ăla, mă, mâncați așa. Băi, dar lasă-mă să trăiesc, trăiască familia ta. Sunt prea bun ieșea pentru mine, bă, n-am ce să le fac. Are unul HP?
Hai, Timo, you got this. Timo on duty. Ne salvează Timo, boys. Pune-ci percuță, pune-ci percuță, pune-ci percuță. Aia zic. Bă, ce cancer și Timo să moară viața. Mie că ne dau ăștia end-ul, așa că... Oi. Doamne, uite-te și tu, mâncați, că doar ce am ieșit din bază, mâncați și pula ta, nu poți să mă mișcă, ești bun? Du-te, Tisana, du-te, nu ierta nimic. Mamă, ce m-am speriat, Manuel, mâncați și pula ta, mi-ai făcut capul, știi cum? Mersi de sal, bro, te pup. Nu! Am pus să ajung la barieră. Da, mă, mai speriat că a intrat notificarea aia de nicăieri. E on? Gata, imediat termin meciul și am intrat pe zonă. Sunt pe japoneză, facem roleplay-ul. Am impresia că vrea să vină cu dube și cu de-astea gen să facă roleplay advanced. Scuze, din ce mafie sunt? Dacă sunt din mafie aici sau... Dacă sunt din neoficial. Dar cred că sunt din mafie aici. E un moment ce vrea să facă roleplay de-asta. Mă bucur că mai sunt persoane care vor să facă roleplay pe server. N-ai cu aia cum. Da, e GG. A jucat-o. N-am ce reacție am avut și eu. Ai jucat-o bine, rău de tăți. EQ flash R, frumos, frumos. Advanced, cum s-ar zice. Da, mă, boys, gata. Put în el de LOL. N-am jucat LOL și pe ziua de azi. Înapoi pe 5M. Doamne, ce frumos e LOL. Ia, mă, mi s-a șters video-ul ăla. Da, s-a șters. Ok.
Aia zic, mă, hai. Trei ore live. Și am mai făcut și mai devreme încă vreo 3 pe live-ul anterior. Da, mă, că nu erau. E ok. S-a făcut ceva live astăzi. Făcut și niște bănuți, am cheltuit niște bănuți. Am fost și la razie, ce adevărat n-am văzut niciun dicot. Când ajungeam lângă ei erau deja hau pe dreapta. Mai pe seară dacă se face, dacă se face razie iar, mai băgăm o fi să încercăm. Să vedeți și voi pe live cât de paralizat sunt cu trasul. Adică eu știu că sunt paralizat, dar voi nu știți încă asta, așa că să vă arăt. Două secunde. Discord. Să-mi iau și o stația. Care sunteți cu Brabo Sumă? E live, bă, e live. Așa, un zis băiții că e on serverul. All good. Care va pe stație? E bine, nu eri pe stație, e să acum și așteptam. Mamă. Bun, după RB-ul ăsta, trage pe dreapta, mă duc la magazin să cumpăr un box Red Bull. Să-l am pentru diseară și pentru mâine, gen. Cred că mâine fac un live de la nebun de 12 ore. Trebuie să caut un playlist de asta de... Să nu-mi iau copyright. Și facem live de la nebun. Mă, ce-i asta mâncați, fiși pula ta? Cum? Ce? Mă, ce e asta cu aia? Cum îți dispare mașina din imers, mă, vere? Mă, cum? Doamne, cu aia? Cum mă poate să-ți dispară mașina din imers? Fac. Mă, vere. Doamne, mâncați-i și pula ta. Asta nu mi se mai întâmplă până acum. E un bug nou ăsta. De la lag. Bă, tocmai ce a fost restart, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Vai zic nimic.
Mă, coaie. Bă. Ah. Ah. Ok. Nu mai zic nimic. Dai mă mor din spate, mă, Beni. S-a dat restart iar, hoaie. Bă, nu mai trage, mă, dacă ai murit. Da și mă. Bă, stai să-mi spun aici pe dracu. S-a dat restart iar acum. Asta este, s-au dat practic două restarturi. Practic, da. Nu mai plânge, bă, Blue. Mai ieși, mă, din... Peștele așteaptă, pula mea. Peștele nu dispare din baltă de acolo. Bă, de ce ești tu... terminat așa pe viață, bă, toți? E hater, bă, Dotila. De ce ești hater? Ia zi. Suși pula, Blue. Să sug pula? Să te sugă pământul, bă, că ți ieși pula în gură, tău. Pescare. Pescare. Bă, eu barem intru pe server să fac roleplay cu aia. Tu până afară de... Nu mai trage, bani, de-abia ce... Băi, farmezi în continuu 10 ore pe zi, da. Și vii la bătaie cu DB. Mâncați și pula ta. Când vreodată am venit eu cu DB la bătaie, băi, ratatule? Odată nu te-am văzut cu un pipe la bătaie. Odată ne-ai venit. La un jaf să zici, bă, stai mă că aduc eu 10 pipe-uri că am farmat azi. Eu pe tine nu te prea văd la bătaie, aia e ideea. Hai că nu mă vezi la bătaie. Care bătaie, coaie? No, tu te bați singur, ești nebun, tu eu mor pe al Don. Tu și cu flow, pula mea. Pe point, te mor bă... cu gadgetul și ai bătut. Și plângeau după aia la lideri. Mă, Vere, mă. Mă, Vere, dar de ce eu mor mă aia? Eu mor pe aia din point, dacă se dă cu gadget, dacă se dă cu gadgetul jos la mine, normal că nu mor cu naviul. Nu i-a dat șansă, frate, la roleplay. Nu ți-a dat șansă la roleplay? Nu i-am dat șansă la roleplay. Aaa. Unde sunteți, mă, pe antrenamente? Vespucci? Vespucci, boss. Aveți Virtual World sau jucați pe normal? Normal. Toți, mamă, ce... dus glanțele unde a vrut. Văd dus. Unde ești perti prostul? Dai că plec, mă. Cred că mă duc afară, mă. Mamă, ce mi-a dat! Glumesc. Sunt în viață. Intru și eu pe antrenamente. Vă rup un pic. Vino pe Vespucci. Tras în... Care ești, mă, cu Bugatti-ul, bă, dar stai Blue, bă. Să vedem, câte bun, câte bun e el pasul nostru, plus Manuel. Du-te, dracu. Ce la Manuel n-am așteptat, că văd că face poze pe partea așa. Bă. Mă, ce hater-i tot, bă. Haterule. Ha ha ha. Dă-te, mă, manuale din fața mea. Aoleu. Care mi-a dat așa? Eu. Care sunt? Fraier de Blue. Picat. Trebuie să întreb. Bun. S-a picat doi. Care sunteți, mă, cu Colorado, mă? Nu, ce-i și-a ăsta blindat? Nu mai am gloanțe ăștia ce o trage. Ce e blindat, mă, Colorado? Nu, tu mă, Manuel ăsta. Ce poze face Manuel? Dodi. Chiar nu ți-am cerut părerea. Dodi, ăsta oricum ce te dă să zică cu gura, mă. Nu-l băgați în seamă. Păi el doar îl auzi pe stație. Băi, să plecăm, băi, să plecăm. Pierd naviul. Pișa mai ești pe el să mă piși.
Nu te pula mea de aici cu aia, că decât cu gura ești bunie, bun, vrei să te mint? Bă, tu vorbești că ai de Da. Și mă înjuri în privat, o, ce? Ești prost. Ești tu prea prost, dar nu ești conștient. Era vorba, dacă era ceva. Flic. Stai după copac. Ești prea paralizat, bă, Dodi, bă, pentru secolul ăsta. Mă jură, o, ce, pe Discord în pula mea, în privat, ca eliberare de 35.000. Dacă ești prost. Nu trage. Nu trage, mă, nu trage. E serverul, băiți. Bine, nici nu mai... Manuel, le zic direct de acum, nu mai pot să vii la Q. Da, degeaba, că e Q full. Păi sunt 3 player pe server și Q full. Da, e la o list. Eu trebuie să vin cu Tugu. Mamă, ce mi-a dat. A plecat, bă, am plecat, hai, du-i. Băi, sunteți pe bătaie sau? Dodi? Ce că e serverul 1? Ei, hai. Eu nu pot să-i duc, come on. Eu, Manuel, ce părere ai? Ce părere ai? Că s-au dat 15 voturi la Tug și suntem 6 cu tot cu mine. Bă, dar tu space-ul. Mă, care s-a întors să mi-a dat așa plic, cumară 2-3-5. Lângă Sian? Dodi, cine? El, da, la lângă Sianul ăla, nu știu părerea. Eu, frate, eu, mare trăgaci. Bă, mi-a dat tot, bă, era cu spatele la mine, mi-a dat tot culeata aia. Am intrat în queue. Să moară, băieții. Bă, eu nu pot să stăte. Dați wipe în pula mea odată la el pasul. Bă, voi sunteți norocoși că intrați pe Fplay Team. De ce era, mă, bă? De ce nu intri, bro? Nu pot, frate. Păi, de ce? Uite-te pe banuri. Uite-te pe banuri să vezi cine are 50 de reactori. La ban permanent. Aia e cel mai... Nu permanent. Cel mai prost este să dai reactor la ban. De ce la ban, mă? Pentru că am dat disconnect ca să nu mi treacă timpul de respawn 17 zile. A, e un ban corect. Da, frate, să dai de două ori disconnect. O dată crash. Nu știu, mă, blagă. A, tu ești ăla, mă, ce jefuia, mă. Nu jefuiesc, frate. Hai că nu, las, nu vorbim de aici. De unde știi, mă, ca jefui? O, ce, tu nu știi că jefuiesc. O, ce, tu nu știu că jefuiesc și știu și ce. Adică, o, ce, tu nu știi. Las că te sun eu aici, te caut eu. Știu, ăsta a fost bara de Blanco. Păi și-a dat 10 milioane de disconecturi. Și-a dat TP la mine, Blanco, când am ajuns acolo. Instantul. Că ce faceți aici? Că faci, vrei să dau bani pentru meta? Zic, m-a chemat pe SMS de ultimatoră, că pula mea. Că hai pe suport să-mi arăt, intru, îi arăt. A, că bine, că e ok, dar vezi că și-a dat disconect de vreo 10 ori. Adevărat, ai dat disconect de 10 ori cu aia? Sau de 2 ori, cum zici tu? Stoian de nou a stat acolo și-a dat disconecturi pentru un cuțit. Pentru un cuțit, vere? Mi-a așa, da, mi-a zis Blanco, că și-a zis ce disconnector să nu pierd un cuțit. Nu cred. Da, mă. Aaa, mă, vere, pe bune? Înțelegeam și eu, dar aveai vreo 2-3 gadget-uri pe tine și... Atunci, pe bune, că aș fi dat și eu. Da. Da, să mă, bă, și-a salvat cuțitul măcar cu aia. Da. Și-a salvat, dacă... Dar nu, stai... Nu mai fiți hateri. Mortie. Stai că intră pe server și tot mortie. Mai dă iară vreo 7 disconnecte. Poate, poate. Ia zi, dă-te etichetele făcute. Dodi respiră doar tichete, mă, oricum. Păi n-auzi că noi... Noi trebuia să mergem la jam și îl vedem pe Dodi cum cerea ajutor pe staff chat. Mă duc pe Savastan, în brâbă. Unde te duci, mă? Savastan. Se duce pe Savastan, auzi? Mă revin. Dar cred că vrea să facă transfer. Bine pătrat din animație.
Blu, adevărat, am speriat? Cu notificarea aia de sub, da. Da. Dar era liniște, pula mea, n-avea nimic, niciun zgomot pe fundal. Și deodată, pau. Mi se pare corect. Ne auzim pe aici. Fute-te în gură tot de Stefu dacă mă auzi. Să-ți iau fața în pulă. De cărnace ești. Ce are mă coaie? Doamne. Nu ce? Hai că mergem. Hai că merge dacă e. Ce are mă rămas așa? S-a futat, boys, nu mai merge. Ah, încă o dată. Mai cercăm o dată, mai băgăm un fis. Oklahoma State. S-a făcut update, bă? Bă, pe unde sunt mă mâncați și...
ajung și eu la garaj în vreo 3 zile lucrătoare așa în stilul ăsta. Du-te căcat. Doamne, ce somn m-a luat să-mi bag pula. Hai că am început să intru înapoi pe server. Dă un telefon la băiat. Telefon 000. Uite ce număr ușor are. Cred că o să-mi fac și un număr de genul ăsta. Da, boss. Salut, japonezile, ce faci? Uite, acum ascult astea și venim. Cam câte vă pregătiți? 6 minute maxim stă acolo. Ok, cu ce veniți ca să știu cam ce cutii pregătesc pentru voi? Să fie un tir cu prelată, mai bahuri. Ma, pentru, ma, cred că un tir e de ajuns. O să fie unul singur oricum, gen. Bine, hai, vă aștept. Hai, salut. Salut, salut. Vine cu tir și cu prelată. Păreri? Vine cu tir și cu prelată. Ce-o am bugat. Bine, nu e chiar așa. Hai să vin și cu mai bahuri. Azi la plural. Mai multe. What the fuck e aia? E pus pe fapte băiatul ăsta.
Japanese. What? Dolores. Nu cred că e același japonez din Dolores. Da, în fine. Despre stațiune? Da, doar eu. Da, frumos. Te duci cu tubul încolo? Crezi deja pe caia. Așa rapid? Păi, dacă am ieșit în port, am intrat în primul wave și i-am dat. N-am stat să mai E deschis acolo, la locație? Nu, no, încă nu e. Ai dat un mesaj? Nu, no, dar o să vină sigur că mai au băieții de făcut ceva. În 400 cu 400 ceva de genul. Da-s 4 inși. Două secunde, poți să scriu aici un mesaj. Așa, rarararara, ok. Bun, a plecat mesajul. Am găsit anunțul cu aia. Doamne, cât de paralizos în ora asta. Bine că n-am scris chestii de alea de mafie sau alte chestii. Am dat anunț la spălătorie, loc să dau la mafia, mico! Uau! Bă, mai vine mă băiatul ăsta, că deja...
Deja nu mai pot și trebuie neapărat să mă să-mi cumpăr niște Red Bull că mor. Oh, te dau două. Talent, talent. Bă, dar Don nu mai face live-uri? Ce pula mea a pățit? Don Stefanus, unde ești, mă? Ce-o fi pățit, mă, Don, de nu mai face așa des live-uri? Mai te făcea zilnic. Da, uite, m-a făcut acum o zi. Back to the Future? Oh. Bă, ești nebun, ce de la șmecherare. Mm-hmm. Frumos, cu reclame, cu tot ce trebuie. O teleportare corectă. Te pup, vilarezule. Lanța Mungas, platina roșie, Ferrari, California. Bă, ce animații miștoare, domnul, cu aia pe live. Tare curios cât adaptare sau cum de le-a făcut. Mă gândesc că sunt plătite. Nu cred că le-a făcut el neapărat. Da, parcă tot nu pot să stau în fără muzică. Să-mi pun ceva pe fundal neapărat. Mai asum, altfel.
Cred că au ajuns băieții, dacă nu mă înșel. Yeah. Da, cred că ei sunt cu prelată. Băieții lui japonezul. Au venit cu tirul de 3 milioane, mă, adică nu cu orice tir. Eu mă gândeam că vine cu un cap de tir, tot așa, gen un howler blower de ăla de 140-150 de mii. Abo meu, a venit cu tirul de 3 bețe să facă un transport de arme. Noroc, băieți, noroc. Eu mă gândeam cu adevărat că o să vii cu un tir, dar gen de ăsta mai așa mai nu la 3 bese. Da. Salut, încântat de cunoștință, eu sunt Blue. Salut, salut. Japonezul. Japonezul, te pup. Dar mă scuze, știu că n-astem în zonă publică. Încântat de cunoștință și băieții. Japonezele, ce familie reprezinți sau reprezentați? Că sunteți gata de acțiune, observ. Latin, Latin Souls. Latin Souls, ok, am înțeles. Da. Bun, trecem la treabă? Da, hai. Hai să mă apuc să... Păi o să scot din depozit cu cutiile frumos, le dau pe toate ca să poți să le bagi în prelată și după aia îmi dați bani. Ne-am înțeles la 3.2. Da, ai împachetat sau... Împachetat, îți dai seama. Mm-hmm. Ok. O să scot cutiile mai întâi de gloanțe, le dau la băieți sau ți le dau ție direct? Da, mi le dai mie, mi le dai mie. Așa. Și cam aia e. Tu ce bine au venit băieții pregătiți, mă. Ce vorbești, mă? Advanced, advanced, advanced. Sună bine, bă? Îți dai seama, 1000 de gloanțe cât cântărezi, dar eu o scot ca idee. E greu, mă, au. E grea, să știi, e foarte grea, deci ai grijă cu ea. Nu e problemă. Am mușchi și așa, nu știu, știu cum stai, dar eu stau bine rău pe sală. Fii atent, o să-ți lipsească fix două gloanțe, pentru că s-au consumat, nu știu, ori s-au stricat, ori ceva s-au întâmplat cu ele și ori să fie cu două mai puțin decât ar trebui. Nu e problemă. Deci una ca o să-l ai cu 148, nu o să-l ai cu 150, ok? Nu e problemă, nu e problemă. A căzut serverul, ia, cred că. Mamă, e lag. Dacă cade serverul acum, cât fac transferul cu băiatul ăsta și îmi dispar toate astea, turbez. Bun. Am luat și pe asta. Și stai să vedem ce resturi mai avem pe aici. Două de bucăți, nu? Da, da. O să... Am crezut că am 6 încărcătoare, dar de fapt am 7. Astea altele o să le primești bonus, așa că le cumperi pe toate și
Na, să ai grijă de ele și să le folosiți cu cap și să trageți doar la cap. Așa, asta e și cutia cu ultima cutie, gen cu glanțe. Perfect. Așa, asta și cu acauri. Băi, de ce e insin cum se mișcă serverul după restart? Nu-mi dau seama ce de-astea face. Da, așa că am aici o cutie mai mare. Imediat și încărcătoarele. Asta a fost. Cam atât. Hai, vino acolo. Dacă vrei să cumperi mai multe, tot așa în cantități astea mai măricele, mai am niște prieteni care mai vând. Mă gândesc și te sungen. Tot așa. Prețurile sunt accesibile. Banii să-i numeri tu, să-i verifici, să... Merg pe încredere. Te-a recomandat un băiat bun. Tot așa, prețurile sunt accesibile, adică nimeni nu o să vândă, cum să zic eu ție, pentru profit. O să se vândă doar ca să se scoată ce a fost investit, că și noi la rândul nostru le-am folosit în anumite date și ne-au rămas foarte multe, înțelegi? Da, da, da. Și cred că și voi o să le folosiți în același mod. Sper. Oricum, prețul la astea de mi-a dat acum foarte, foarte bun. Bun, mă bucur. Dacă mai ai nevoie de ceva, ai numărul meu, acum l-ai salvat. Te putem ajuta și cu alte chestii, nu știu dacă aveți nevoie de spălare de bani sau da, creare nu. De armament, vă așteptăm cu mare drag. Bine, japonez, sunt încântat încă o dată și spor la afaceri în continuare. La fel, salut. Noroc, noroc. Sănătate. Vă pup, băi, salut. Salut. Salut, salut. Cât se dă pe tot? 3.2. Le-am dat ieftin că am vrut să scap și de ele și cu ocazia asta n-am mai face un pic de roleplay prin oraș, mai îi ajutăm și pe ei. Că or să aibă cel mai probabil și ei task că de curând după ce se anunță task-ul oficial, o să vină și asta cu neoficialele. Și probabil că și ei o să fie printre cei care primesc. Mă auzi? Alo, tu. Da, noroc. Ce faci? Uite, vreau pe aici pe la garaj, tu ce zici? De la cine ești? Ce dracu și eu pe aici? De la Baracuda. Ceva acțiune sau? Nu. Labă? Sunt băieți de la Latin Souls. Bun, deci am 3.5 în mașină și cu 4.5 în bancă, 8 bețe cash. 8 bețe cash,
plus încă vreo 3 milioane în armament, 11 bețe, plus ce mai am eu pe lângă. Da, suntem ok pe avere, să zicem. Se putea și mai bine, da, hai. Bă, dar se mișcă prost. Cum se mișcă așa de prost, frate, când abia a fost restart? Chiar două restart-uri s-au dat. Nu dau seama ce optimizări poate să facă de se miște. Face servul să se miște atât de nașpa. Știu că se lucrează la răpire, că nu sunt probleme cu răpirea, gen nu se găsește, se găsește ăla de trebuie răpit, practic. Mă duc să mă echipez full option. Și mergem pe cai. Să ținem băieții la hacker în caz de razie. Au ajuns la hacker băieții? Da, 2 din 15. 2 din 15. Mă, sunt pe heli, vezi, da, da. Dar n-am... Ceoată, mișcă mai repede în rasă, mă, tică, zau. N-am elicopter. Stai acolo că vin eu în 2 minute să te iau. Dar ce facem la ăla? Hacker boss. Te pupălnici. Ce să zic, mă, merge bine. Apă, hai înapoi pe tău. Nu te-am scăpat și eu, dacă ori le-am vândut, mi-am făcut și eu niște milioane. S-ar putea să fie și razie, băiți, ca să știți. Și... Dar pe care să ia și pe băieți să-i țin la hacker, să facă și acolo bani frumos cum trebuie. Țaca, pacă. Voi ce faceți? Care-i treaba? Bă, de ce am luat rucsac meci după gamea și pula să-mi bag arinuși, că e numai vina ta futute în gură? Da, Retro s-a dus înapoi în poliție ca să îi se ducă aia cu nici, să nu îi se ducă reintegrarea. Tot aia suntem, n-am băgat pe nimeni încă. Nu ne grăbim nicăieri, că n-are rost să ne grăbim. O lăsăm mai încet, vedem. Vedem ce facem. Mam! Nu, lasă că o parte e bine ce s-a întâmplat. Că vreau să vin acum să te iau. Vreau să duc niște rucsace de astea medii oricum pe cai. Trebuie să mai duc și niște de alea mari. Da, nu, că nu mă buguiesc, că am inventar să le scot. O să fac asta pe care. Voi ce faceți, mă? Cumva, cum v-ați acomodat în Savastanu? Hai, mergi? Da.
bine pe costumații, n-am ce zice. E... Eu? Da. Mersi, mersi. Chiar... Da. Ai zis la mișto sau ai zis la... Îți dai seama că la mișto. Nu cred că te-a complimentat vreodată cineva după cum ești îmbrăcat acum. Nu, dar e cea mai rapidă formă să te îmbraci. Hai să te schimb pe care. Băi, asta zic, băi, să zic... Am uitat către... Da, lasă, nu mai plâng. Important e să vă... Pula mea, nu știu, să vă simțiți bine, frate, că de-aia vă jucați și cu ăsta. Și dacă vă simțiți bine acolo, foarte bine, mă bucur pentru voi. Nu mai joci, te-ai apucat de altele? Pula, tatu, știi. Băi, 6:30. Ok, las pe băiatul ăsta pe Caio și mă duc la magazin să-mi cumpăr ce trebuie să-mi cumpăr, energizante, una alta, că... Ijale, te pup, pupitbule. Hackerul avem noi? Nu, mi se pare că e la... Nu știu, la Puente, cred. Putem să facem o șustă și să mă încărcă, că na. N-ai mașină? Ba da, dar n-are gaz. Dă-i cu ea și tehnic bagă gaz. Tehnic e de două locuri. Nu. Nu e. Aștept să mai vine cineva. Dai că mă duc în partea la hacker sau cine. Aveți bă mașină la hacker să l-o spus amicul de pe aeroport? Ok. Hai că sunt pe mare, o să ajung în 10 minute. Bă, Cătă, nu ești? Nu
Da, mă, boys, mă trag pe dreapta. E de ajuns pazi. Cred că am făcut vreo 7 ore pe total de live. Ne-am făcut treaba, practic, am făcut cașcavalul. Deci astăzi am făcut, practic, 4.2 milioane. Oricum îmi iau emerald în curând. Inel de emerald. Bitcoin i-am deja în cont. Mai trebuie doar să... S-a făcut un roleplay corect, ne-am făcut și bani, ne-am cumpărat și arme, ne tragem pe dreapta și, nu știu, vedem, dacă e ceva acțiune mai pe seară și e groasă treaba și e totul ok, cred că mai dau drumul la un live. Dar momentan mă retrag, mă duc și eu la magazin să-mi cumpăr ce am de cumpărat, mănânc și eu, mă duc și la cheu un alta și ne auzi mai pe, ori mai pe seară, dacă nu, cel mai probabil mâine, tot așa, după masă, un live anul corect. Mersi mult de vizionare, de subscribe, ăștia care mi-ați dat sub, apreciez și de like-uri.